Meseria mea cea mai bună e de bunică și de mamă. O ediție specială, o ediție cadou pentru uh, mamele din viața noastră. Când de ați devenit uh, mamă pentru 19 prima dată? 19 ani. O carte pe care am scos-o după ce am hotărât eu... Uh, să schimb totul și când s-a schimbat cel mai mult la noi, când a rămas din însărcinată. Okay. Ne-am gândit că trebuie să fie... Să faceți o schimbare și în dietă. Da, da, să facem mai mult decât am făcut până atunci. Și atunci am început eu să studiez mai mult subiectul ăsta, am, am făcut școală și de bucătar și de nutriționist și am citit tot ce s-a putut citi. Am experimentat mai mult în bucătărie și am făcut o carte care... Arată foarte bine. Ce s-a schimbat așa. în relația dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră după ce a apărut uh, Dani în viața de familie? Uh, cred că ne-am apropiat mai mult. Ne-am apropiat mai mult pentru că încep să înțelegi lucrurile la un nivel mai mare. Erai niște părinți tineri, foarte tineri. Eram foarte tineri. Uh, puțin ne-a dezavantajat faptul că n-am fost singuri. Ok. Ați locuit împreună cu am socrii? Am împreună cu socrii. Exemplu da? aici. Vă rog. Este un loc unde este pateul de linte. Da. Uitați, am pus câteva ingrediente. Dar tu îl faci cum îți place. Dacă ție nu-ți place ceapa, poate pui ardei sau poate pui... Aha. Și scrie. tu rețeta, rețeta ta. Da. A, exact -a, cum -a, îți place -a. pe A, tău. Și scrie aici rețeta mea. Foarte impresionantă. Da, impresa. da, da. Dragă prietenia este pentru cunoaștere. Dacă te face să plângi, nu trebuie să rămâi cu el. Oh. Trebuie să găsești pe cineva care să te facă fericită. Nu trebuie să stai cu cineva care te face să plângi. Practic, noi mâncăm o pâine necomestibilă. Asta din comerț? Exact. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. Pentru că ziua munceam și nu am de-a plângea. Se mănâncă foarte mult pe bază de făină albă. Patiserie, paste, pizza, pâine, totul e făină albă. Fără nicio. Procesată? Da, și fără nicio proprietate nutritivă. Absolut deloc. Nu face decât să ne umfle. Și nu dumneavoastră veniți cu uh, propunerea unor rețete de pâine <coughs> sănătoase. Da, da, da. Eu văd defectele la defectele copiilor mei, văd defectele mele. Oi, sunt cumva o oglindire? Da, da. Și atunci, cum să nu-mi cer iertare, eu greșesc. Ești mult mai relaxat, ești mult mai deschis și. Uh, poate că un pic îi mai mult, dar... Asta zic și gata să le dai orice. da. Uh, Aproape orice. Chiar mi-a, țin minte că am avut toată cu Radu o discuție, Radu e ginerele meu și zice, mama, vezi că tu îi cam mult pe copii ăștia, zic, mama, asta e rolul meu, educația o dați voi de data asta. un copil trebuie să mănânce totul din farfurie? Nu. Nu mai cât. Da, există o obsesie asta, așa. Mănâncă da, tot, e mănâncă doar o obsesie tot. și îmbolnăvești copiii inutili. Copilul nu moare de foame. Este cumva podcastul de împăcare al a mea cu, cu mine însumi în raport cu ceea ce înseamnă cuvântul mamă. Mă revenit, dragi prieteni! Mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună aici la Autentic. Este o ediție specială aceasta, o ediție dedicată a celora dintre uh, doamnele care ne-au marcat primii ani de viață și apoi, inevitabil, tot parcursul nostru. Este vorba despre uh, cele care ne-au dat viață, pe care le prețuim și pe care uh, le adorăm de fiecare dată când uh, sunt acolo lângă noi, pentru că așa se întâmplă. Fie că creștem, fie că rămânem în casă cu ele, întotdeauna rămân aproape de noi. Este vorba așa cum intuiți de mamele noastre. Pentru unii dintre noi lucrul acesta nu mai este posibil să mai spunem cuvântul mamă cu aceeași rezonanță cu care o spuneam odată, dar cu siguranță amintirea acelora care ne-au fost mame pentru o perioadă de timp cu siguranță rămâne și mai mult decât atât moștenirea pe care ne-au lăsat-o. Trebuie să vă mărturisesc că sunt unul dintre aceia din urmă despre care am povestit și mi-a fost destul de greu să pot depăși momentul acela în care să fiu conștient că nu mai am pe mama lângă mine. Dar o să mai povestim noi despre lucrul acesta la momentul potrivit. Mi-am luat inima în dinți și aduc înaintea dumneavoastră un episod de podcast special dedicat lor și felului în care Dumnezeu le-a pus deoparte pentru ca să fie cu adevărat îndrumătoare pentru fiecare dintre noi, pentru viața noastră spirituală și nu numai. Vă mulțumesc mult pentru că sunteți parte din comunitatea noastră și ori de câte ori sunteți aici, sunt convins că ne veți lăsa un comentariu spunându-ne despre ce facem noi aici la Autentic, cum vi se par fiecare, cum vi se pare fiecare apariție pe care o avem noi și în același timp, dacă puteți să ne spuneți ce am putea să îmbunătățim, vă mulțumi din toată inima. Un like, un subscribe, ne fac tare bine și măresc cu adevărat comunitatea noastră pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. În ocazia asta mă bucur tare, tare mult să spun bun venit la Masa autentică doamne Liliana Udrea. Vă mulțumesc de invitație, mă bucur că sunt aici. Ce faceți? Cum sunteți? Mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt bine. Sunt chiar foarte bine că sunt înconjurată de oameni dragi și simt pe Dumnezeu fiecare zi. Asta este o mare, mare bucurie. Sunteți binecuvântată, dar în același timp deveniți o binecuvântare pentru cei apropiați. Să știți, cum spuneam și în introducere, pentru mine este un episod așa emoționant o foarte multă perioadă foarte lungă perioadă de timp nu am îndrăznit să vorbesc despre mama mm -hmm. uh, și să fiu într-un context de genul ăsta în care se vorbește despre mama pentru că ea nu mai e și nu mai e de o bucată de timp bună dar sunt convins că în ocazia asta vor veni multe amintiri plăcute și voi retrăi ce înseamnă să poți avea pe o persoană dragă alături Te înțeleg foarte bine am pierdut-o și eu pe mama mea când avea numai 49 de ani Of. Și acum, în introducere, chiar ascultând ce spui, mi-am dat seama de trăirile care. Vedeți, care ce, sunt ce, ce mică e lumea. <laughs> da, da. Ce da. Mică, a, dumne, avea 49 de ani. Da. Tânără. Foarte tânără. Foarte tânără. Da. Și dumneavoastră și o ce vă O să rămâne pentru totdeauna. Tot nu se pierde niciodată durerea aia Niciodată este adevărat. Da, eram destul de tânără și eu. Aveam 26 de ani. Of îi aveam pe ambii copii. eram mamă la rândul meu în momentul ăla. Asta a fost cumva Era... o oarecare alinare? Nu. A durut nu, mult, mult timp. A durut mult timp și a durut tare. Pentru că plângeam de fiecare dată când auzeam cuvântul mamă. Uh -huh. uh -huh. Acum cu timpul lucrurile se așează și realizez că ăsta e cursul vieții. Și uneori pierdem oameni dragi. Dar nu v-ați întrebat da? de ce pleacă oamenii buni? Da. Asta a fost întrebarea care m-a frământat da, da. pe mine și pe surorile mele, ne-a ne ne frământat așa extrem, extrem de mult. Da, da. Uh, și pleacă de vreme. Da, eu și frații mei, noi suntem patru frați, uh, am suferit teribil toți după mama. Pentru că era un om de o blândețe și de o naturalețe și de o bunătate, așa, incredibilă. A crescut patru copii și cu multe alte greutăți dar noi nu am știut aud, aud vorbind copii care sau, doamne de vârsta mea că erau și că erau bătuți de mamele lor noi n-am primit bătaie de la mama la noi cuvintele ei erau totul și a plecat așa de repede ce, ce a rămas de la mama? Ce ați luat de la mama? Cred că foarte multe lucruri pentru că mi-a marcat copilăria mi-a marcat viața în sensul de atașament de oameni, în sensul de răbdare, de cum să iubești pe oameni, de cum să fie că minul tău plin tot timpul, foarte multe lucruri. Și pasiunea mea pentru gătit. Pentru gătit de la da, mama vine. Da, da. da. <laughs> Cumva ați împlinit un... v-ați regăsit în ea și ați împlinit un vis, poate, al mamei da, de că a... Că nu știu. Eu sunt convinsă că Dumnezeu așează toate lucrurile pentru noi de la început și uh, încă trăiesc în felul ăsta, adică sunt zile când uh, aștept să văd ce spune Dumnezeu că trebuie să fac eu în ziua aia Na? sau uh, faci anumite planuri zici că trebuie aș face asta sau asta dar uh, până la urmă aștepți confirmarea <gântu> și cam asta a fost așa au fost lucrurile în viața mea că aveam cred că numai 10 ani sau chiar mai puțin, da, mă rog eu, eu m-am născut într-un sat de munte la Valea Doftane, într-o oh, zonă superba. e frumos superbă, acolo, foarte, superbă, foarte frumos. Da. Uh, dar modești, chiar mai mult decât modești, pot să spun. Aveam animale și mama și țesea, făcea coverturi, așa și în camera unde era și o bucătărie cu o sobă cu plită, ah, avea și războiul de, de țesut și mama țesea și eu făceam mâncare lângă ea. Și am spunea, acum pui asta, mai wow. pune asta, vezi că n-ai pus suficient, da. Ce și încă de atunci stăteam și găteam cu mama. Sub îndrumarea Sub ei. Sub îndrumarea ei, da. Ne-ați dat câteva lucruri despre dumneavoastră, dar probabil că știți ce, ce avem noi aici la Autentic, dar trebuie de să de, de, da. fie am la fel. <laughs> ați crezut că a scăpat. Da. <laughs> ați scăpat. Ne-ați scăpat. Uh, supresiune, 20 de secunde să ne spuneți ce credeți că este important să știm noi despre Liliana Udrea. Eu dau drumul uh, cronometrului. Da, sunt uh, mamă, bunică, soție și nu știu ce să spun. Îmi place să gătesc, îmi place să fiu înconjurată de oameni, îmi place să, să simt că oamenii sunt fericiți în jurul meu și îmi place că în fiecare zi să am confirmarea lui Dumnezeu pentru ceea ce fac. Wow, ce, ce frumos ați spus. Și exact acum s-a și terminat uh, timpul. Îmi vă place să aveți confirmarea lui Dumnezeu și mi-ați făcut o ordine spunându-mi despre dumneavoastră. Ați zis prima dată mamă, apoi ați zis bunică și abia apoi ați zis soție. De ce ordine asta? Uh, nu știu. Habar nu am. <laughs> Nu pot să știu de ce, spun de, de ce ordinea asta. L-ați spus pe să spun? soțul dumneavoastră pe locul 3? Nu. În realitate? Soțul meu, în realitate, e pe primul loc. Sincer. Wow. Pentru că îmi dau seama că toate și au locul lor, dar soțul meu este cel care mă face pe mine, mă împlinește, mă, mă Sunt întreagă cu el. Okay. Da? Și îmi dau seama că copiii au drumul lor, nepoții, de asemenea, vor avea drumul lor. Uh, și când spun despre mine, eu pot să spun și, des, spun și despre soțul meu, pentru că noi ce facem, facem împreună. Ce frumos! Hotărâm împreună totul, poate și lucrurile care sunt banale. În viață tot ne întrebăm unul pe altul. Crezi că e bine așa, facem asta? Da, nu, soțul meu este, sunt eu. Adică, Gătiți noi împreună. suntem una. Nu gătim împreună. <laughs> n intră intrat nu în jocul ăsta. Nu, numai că el face lucruri pe care mie nu-mi place să le fac adică el este, ca să spun așa mai mult manager pe tot ce facem noi el aleargă, el face cum lucrurile ceam? care vin. Gabriel. Gabriel l-am cunoscut astăzi și m-am bucurat e cu noi, ne așteaptă da. aici. vă mulțumim mult pentru, pentru timp și pentru faptul că ați ales să fiți aici parte din ce facem noi de fapt la Autentic cum v-ați cunoscut? soțul meu a lucrat în Zugrăvea pe în vremea când ne-am cunoscut și lucra pe la Valea Doftanei. A avut acolo niște rude, a început să lucreze. Eu aveam prietene, colege și una dintre colegele mele era foarte îndrăgostită de soțul meu. <laughs> <laughs> și tot îmi vorbea despre el, că îl cunoscuse pe acolo, lucra în satul vecin de satul meu, eu nu l-am cunoscut, numai că toată ziua auzeam lucruri despre el. Uh, nu s-a întâmplat nimic uh, voit sau voluntar așa. Pur și simplu m-am întâlnit odată cu el într-o situație și mi-a vorbit despre atașamentul lui de Dumnezeu, despre cum vede el viața și cum e Dumnezeu pentru el și mi-a aprins așa niște, <laughs> niște beculețe. Aveam credința mea, eram uh, știu atașată și eu în felul meu de Dumnezeu, dar știam foarte puțin, era superficial total ceea ce știam eu. Um, și el mi-a adus o carte, o Biblie cadou. Oh, ce frumos! Și am început să citesc și am început să mă rog și să spun lui Dumnezeu să-mi zică exact ce trebuie să fac, că eu nu vreau să fac altceva decât ceea ce vrea el de la mine. Um, Aveam marea de rută cu ziua de odihnă Am început să studiez foarte serios Nu găseam răspunsuri la întrebările mele Și practic eu vreau să-mi demonstrez că duminica e ziua de odihnă Eram convinsă că așa e Căutați argumente Căutam argumentele și nu le găseam Să-i demonstrați lui că de <laughs> da, fapt nu da, are da, dreptate da. Nu știu dacă vreau să-i demonstrez nu. lui Vreau să-mi să liniștesc eu conștiința Să știu că fac bine ce fac da. Și vecinii preoții satului erau vecinii mei, unul în față, unul în spate, cumva așa, da. Interesant. Cel, cel care era mai bătrân fusese uh, soția dumnealui fusese învățătoarea tatălui meu la școală, eram foarte apropiați și m-am dus cu Biblia și la dumnealui să-mi spună de ce nu găsesc. Și m-a dezamăcit foarte tare răspunsul lui că mi-a zis să nu mai citesc. Oh. Azi nu mai citi că o să, o să te atragă de partea lor. Și mi s-a părut așa o jignire, adică cum să mă tragă, ce eu nu pot să judec, eu nu pot să văd lucrurile, ce înseamnă. Da. Ideea este că în final am realizat despre ce. Ați continuat să citeți. Am continuat să citesc, după aia m-am dus la Câmpina la O Biserică Adventistă. Să... Împreună cu viitorul Singură. dumneavoastră, soț, sigur. Nu nu nu, 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 că el nu era din localitate. Pur și simplu în căutările dumneavoastră? Da, da, da. Și am mers la Câmpina, era o biserică mare, mă de acolo. Și am început să merg, să ascult. La ce vârstă aveți? 18. 18 ani. Și părinții da. n-au zis nimic, v-au lăsat să. Mama mea m-a re... susținut. Mama mi-a spus că dacă așa trebuie, așa trebuie să fac, eu să mă susțină. Dumneavoastră, da. erați uh, între frații a câta sau cum? A doua. A doua. Da. Ok. Și uh, au zis, uh, aveați, a, ați mers la liceu? Uh... N-am mai mers la liceu, am terminat mai 10 clase atunci. Acolo, în localitate? Da, da. V-am zis că aveam o condiție modestă și voiam să lucrez și apoi curând am început, să, adică am început să lucrez deja, nu, nu am stat prea mult. Cum am terminat cele 10 clase, m-am angajat. Uh, și mersul acesta la Câmpina, uh, a cunoșteați pe cineva acolo? V-a spus cineva uh, despre... Am avut, aveam o prietenă care mi-a zis că o colegă de ei de Cămin e adventistă. Și prima dată cu colega ei de Cămin am ajuns la biserică și apoi am început să cunosc încă alte persoane. Și mă duceam în fiecare sâmbătă, nu știu, Duhul lui Dumnezeu lucra într-un fel foarte, foarte frumos, nou pentru mine. E, ajungeam acasă și deschideam Biblia și spuneam toată predica mamei mele cu toate trimiterile din Biblie. Le notați? Nu. Nu? Le aveam Din cap. memorie? Da. Wow. da, da. Și Cerați așa... puterea asta din partea Duhului Sfânt? Nu, nu, nu. Nu, n-aveam, nu știam nici ce să cer. Incredibil. nu știam, eram doar în căutare numai că Dumnezeu ne știe inima dacă am fost sinceră, total sinceră am vrut să fac ceea ce Dumnezeu cere de la noi și reacția celor din nu știu, prietenilor dumneavoastră da, anturajului a început, început să se răcească lucrurile pentru că bineînțeles că în viața mea începeau să fie transformări, schimbări nu aveam prea multe lucruri ca să zic eu așa, de lăsat. Că nu, ceea ce mi-a plăcut mie ca și tânăr, pe distracțiile care erau, îmi plăcea să dansez, eram peste tot la dans, dar altceva nu... Nu au fost chestii de lăsat neapărat Și care unde, să mă... unde dansați, că m-ați făcut curios? Păi la discotecă la... de, uh, da, de club, discoteci așa, da, erau, erau căminul cultural chiar în fața casei mele fratele meu mai mare cu trei ani jumate mă lua cu el peste tot unde avea el prieteni și petrece și așa mă duceam cu el de pe la 16 ani plecam cu el peste tot și asta îmi plăcea, să dansez. Era singura mea plăcere, așa, care... Și a, în momentul în care a, ați cunoscut mai bine Scriptura și ați cunoscut inevitabil și Biserica Adventistă, ați făcut schimbarea asta de a nu mai dansa, spuneți? Da, nu am mai Dar dansat, nu știu, pur și simplu, așa am simțit că trebuie. Deci s-au schimbat lucrurile. Sau lucrurile da, așa E ceva mine. nepotrivit în dans? E frivolitate. Sunt lucruri care Duhul Dumnezeu ți le spune. Acum, un, o mișcare, un, o joacă, o, nu e nici nimic greu în ea, dar noi putem să înțelegem când un lucru este... Există conștiința, frivol, este spuneți este cu noastră, conștiința la care, prin care da. lucrează Duhul Sfânt. Eu cred Sfânt. că Dumnezeu ne vorbește tuturor fără să, fără să avem nevoie de sfatul uh -huh. cuiva. Și ați primit-o ca atare uh, spuneți? Nu a fost ceva. Da, 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 uh, da. Nu știu. Soțul meu a aflat după un timp, nu mai știu în ce împrejur. Da, atunci erați într-o relație? Nu. Nu, nu ok. Nu. A aflat între timp că eu am început să merg la biserică la Câmpina, ne-am întâlnit și am început să-i povestesc. Eram uh, și foarte curioasă, îl și întrebam lucruri și pe el. Și așa am debutat prietenia noastră, și în final căsătoria. Tatăl a fost în regulă cu... Tatăl meu a fost în regulă cu... Nu. Asta. Ați avut ceva, nu știu... Tatăl de... meu a fost un om tare bun și încă, încă mă doare sufletul că și el a murit of. când vorbesc de el. Dar, din păcate, a avut viciul alcoolului. Și chestia asta, na, când omul bea, e transformat nu în bine. Și era foarte tare influențat atunci când se ducea cu frații lui, cu prietenii lui la băut și da, nu, n-a fost totul chiar ok, numai că mama m-a sprijinit și n-am simțit atât de tare lucrurile astea fratele meu era în armată pe vremea aia și faptul că era în armată n-am avut nicio piedică din partea lui că în final când a auzit el că eu m-am botezat la Biserica Adventistă a plâns foarte tare și a fost foarte supărat și s-a certat cu părinții mei Că de ce v-au lăsat? Da, și a zis, sora mea bună și frumoasă s-a călugărit oh. <laughs> Pentru el era sfârșitul vieții și al bucuriei uh, Între timp am înțeles cum stau lucrurile și avem o relație foarte frumoasă uh îmi dau lacrimile de, în sensul că mă pun cumva în postura lui și îmi dau seama că a fost da, foarte pătruns da, da, de da, 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 lucrul ăsta da, părea da. că vă pierde exact, el mă iubește foarte tare și mai bine întotdeauna și chiar a crezut că pentru pentru mine este un capăt de drum unde eu de a cinci încolo voi fi nefericită uh, și când s-a convins el că lucrurile nu sunt chiar așa? Uh, păi încet încet uh, a început și mama mea să, să primească în inima ei adevărurile din scriptură, pentru că, v-am zis, fiecare predică i-au auzea acasă. Și la un moment dat a și hotărât să se să primească. Să se convertească da, și și da, da, da. Și în timpul ăsta noi discutam mult în casă. Și eu nu vreau să le dau lor nicio informație, pur și simplu, într-un dialog, așa, dezbaterii unul contra celălalt, și întotdeauna vorbeam cu cartea deschisă. Și spuneam, uite, așa scrie aici. Hai să deschidem și să vedem cum scrie și aici. Când și... vorbiți despre carte, vorbim despre scriptură. Despre scriptură, da. Și apoi l-am auzit pe fratele meu, deci după durerea asta a lui, că el nu și-a manifestat neapărat aprobarea, că vai ce bine ai făcut în scurt timp, ca să înțeleg eu asta, uh, cu toate că îl simțeam că totuși mă iubește și iată așa de mine, dar uh, am fost la o nuntă la o verișoară de-a mea și era nuntă pe vremea aia în cort cum se făceau nunțile. Am prins eu perioada. Și era în cort acolo, na, la un pahar cu familia, cu cine era și eu eram undeva pe afară și... L-am auzit că mă lăuda. Vorbea lucruri frumoase despre mine și despre deciziile pe care le-am luat. Wow. Și atunci m-am ușurat așa și m-am bucurat tare de asta, am zis. Mă bucur că nu duce povara asta. Practic, am și văzut cum suntem. L-au iubit foarte tare pe soțul meu. Între timp, noastră, vă căsătoriți? Mi am căsătorit, da. Și l-au iubit foarte tare pe soțul meu și frații mei, îl iubesc foarte tare și mama tata, mama când povestea de el spunea Gabi al nostru, nostru cumva l-a adoptat dintre da, da, copii da, 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 l-a da, iubit foarte tare el este și un om de iubit, ușor de iubit <laughs> nu vă cunosc nu știu deloc mărturisesc o chestiune pe care n-am prea spus-o așa public atunci când invit pe cineva la podcast mulți dintre cei pe care invit mă întreabă dacă vor să discutăm ceva înainte, să mă informez față de anumite lucruri din viață și le spun exact ceea ce m-aș spune și dumneavoastră, că nu e cazul să vorbim despre nimic, ne vedem aici și suntem autentici pe de-a dreptul e și mai ușor dialogul și lacrimile sau emoțiile nu sunt deloc regizate ci sunt efectiv așa naturale pentru că, nu știu, mă, mă pun în postura a ceea ce îmi povestiți, intru acolo în poveste și îmi dau seama că, într-adevăr, uh, nu e puțin lucru să vii din exterior, într-o familie, cu familie care a venit spre tine cu oarecare frână de mână trasă da, și, da. dintr-o dată, lucrurile să se schimbe și asta nu pentru că ești tu extraordinar ca om, nu. ci pentru că Dumnezeu este cel care lucrează. Exact. exact. Uh, cum v-a cerut uh, soțul noastră în căsătorie? El s-a atașat foarte ușor de mine și de familia mea. Uh, V-am zis, e ușor de iubit și și iubește ușor. S-a <laughs> uh, întâmplat totul foarte repede. Mm, nu pot să spun că au fost chestii spectaculoase, ci pur și simplu am simțit așa. Um... A venit, au venit natural momentul da, cere din da, căsătorie? Da, da. Totul a venit După cât natural? timp de relație, așa. În perioada respectivă că Știu că stăteau altfel lucrurile față de cum stau acum Cred că vreo șase luni Șase luni, ok da. uh, Dar era și la vârsta potrivită pentru căsătorie da. Oarecum, cel puțin da. dumna lui probabil pentru... uh, E cu patru ani mai mare decât Matru. mine Avea 22 de ani Terminase armata era de și noi. El n-a făcut armata Că okay. a avut o problemă uh, n-am uh, Pe vremea aia te căsătoreai de... mult mai devreme. Astazi, de devreme a fost de vreme, acum când privesc în urmă și când privesc la copiii mei care eu încă i-aș ține așa ca o cloșcă aproape, îmi dau seama că eram destul de tineri. Da, dar pentru timpurile acelea, dacă depășeai o anumită vârstă, acum, spun și eu ce se zicea, da, da. e deja percepută ca fată bătrână, dacă ajungeai la nu știu, 21-pic da. de ani. Eu Ceea cred că ce că astăzi nu mai există. Eu cred că totuși ar trebui să fie un echilibru, Adevărat... ca astăzi se exagerează în direcția aceasta. Da, regăsit, da. știți da. ce zice scriptura Solomon, la, toate la vremea. Toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor. vremea lor, lor. exact. Da. Da. da, poate că atunci era prea devreme, poate că astăzi este prea târziu, cumva une. Da, ține de noi! Exact. Nu, și exact. de alegerile pe da, care noi da, le facem. Da. Da, vă pare rău că v-ați căsătorit așa de vreme. Nu, aș face același lucru. Nu aș căsătorit cu același bărbat Asta clar. Nu aș da. schimba nimic. Nu, nu schimba nimic. Poate că aș schimba lucruri care să facă viața mai ușoară. Că, Clar, nu, vin greutăți. Dar nu. N-a schimbat persoanele, n-a schimbat, Dacă aș da timpul înapoi, m-aș căsători mai devreme decât am făcut-o, uh, pentru că noi ne-am căsătorit, într-adevăr, la o vârstă mai mare. Bine, extra, extrem de mare, dar eu aveam 26 de ani, Camelia avea 23, dacă cu un an... Cred că era mai bine. Așa. <laughs> de da. un da. pic. Da, și copii, copiii, la noi au apărut mai târziu. Dumneavoastră când ați devenit mamă pentru prima La 19 <laughs> ani. La 19 ani. La 19 ani l-am avut pe Daniel. Daniel primul dumneavoastră copil. Da, da. Cum de a spus numele Daniel? Are vreo rezonanță? soacra mea, soacrei mele a plăcut și mi-a plăcut și mie. Deci, nu știu, am impresia că atunci când se nasc copii atunci îți dai seama cum trebuie să se numească. Da. Nu a fost uh, cu nicio adresă, pur și simplu așa. Pur și simplu a fost da, uh, o chestiune da. sub, de, subiectivă, oarecum, dar da, așa da, de suflet, da. cumva. Uh, pentru mine a fost uh, venirea lui pe lume, a fost miracolul vieții mele și uh, ceea ce mi-a făcut viața uh, Frumoasă. Mai mult decât pot să spun a, cu cuvinte. A fost un băiat cu minte? A fost un copil normal? <laughs> foarte iute? <laughs> <laughs> nu v-a încercat? Uh, uh, îi mai spunea mamei mele că nu știu ce să mă facă, că nu-l nu pot liniști, că a fost foarte iute. Așa a fost. Așa este încă. Și nu de alta, dar mă regăsesc, că așa este și da. băiețelul nostru, că și noi tot primul, un, eu, eu, un băiat. Da, și mama spunea, mamă, de ce, tu, de ce spui tu lucrul ăsta? E un copil sănătos. Copii sănătos sunt așa. Dacă ar sta liniștit, ar trebui să-ți faci griji. <laughs> da. Și la ce distanță a venit următorul copil? Știu că aveți doi. Da. Adina, Daniel este 93 și Adina e 91. Da. Sunt uh, 83. Apropie. Da, cam 3 ani. Uh, 80, uh, 87 oh. e Daniel și oh, Adina 91. 91. Am zis 83? Da. 87. Deci sunt 4 ani între ei. Cam așa, da. Cam 4 ani, ok. Mm -hmm. uh, din postura de mamă, care dintre ei va. Uh, nu știu, v-ați așa o liniște că spuneți că Daniel a fost mai zvăpăiat dar cumva a așezat un pic cineva. Nu știu, cred că lucrurile sunt echilibrate. De ce spun asta? Ca mamă, nu prea pot să măsori ceea ce simți. Adică n-ai cum să măsori niciodată. Dani a fost Iute, dar are un suflet și a avut întotdeauna o, o empatie și un fel de a simți oamenii. Um, e fantastic. Îl revăd acum la fetița lui, care are 5 ani și care simte ce, ce simt oamenii din jurul ei. Ea și dă cu părerea, și așa e ce spune. Așa a fost și el. Simțea fiecare lucru, îl simțeam foarte atașat de mine. Când mă vedea tristă, știa cum să facă, să țintre -ți în suflet, așa să te. Da. Interesant. Asta a avut Interesantă el... combinația da, asta. Da, da. În, în toată iuțimea lui și în toată agitația lui, el are chestia asta care pe mine m-a ajutat enorm. De unde am muștenit o sau uh, pur și simplu. Nu știu dacă m-am gândit vreodată la asta. Da, cred că este. E un, e un dat al lui? Da, e, cred că e un amestec de de toate, nu știu, de la toată lumea ceva. așa sunt copii, interesant. așa nepoții. Adivărat. Ia de fiecare. De Îl asemănați pe, pe el cu cineva din familie? Îl asemăn cu tatăl meu, cu tata. care a fost tot atât de iute și de, de agitat toată viața lui. Un om foarte energic, dar totdeauna cu o bună dispoziție. Așa este și Dani. Și mi-l amintesc pe tata când era eram copil că era o bucurie să mă duc cu el la coasă. El se ducea la coasă și noi ne duceam să ajutăm cu fânul în urmă și el cosea și cânta. Și fluiera. Deci tata tot timpul când făcea treabă, cânta și fluiera. Asta o bună dispoziție. Da, așa a fost felul lui. Chiar dacă n-a fost un om fericit, a fost un om necăjit, cu multe greutăți. Dar așa era felul lui de a fi. Și Dani are, are felul ăsta. E tot timpul vesel, pus pe șotii, foarte energic și foarte nu știu, iubitor, așa, în felul lui. Ce s-a schimbat așa. în relația dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră, după ce a apărut uh, Dani în viața de familie? Uh, cred că ne-am apropiat mai mult. Ne-am apropiat mai mult pentru că încep să înțelegi lucrurile la un nivel mai mare. Erași niște părinți tineri, foarte tineri. Eram foarte tineri. Puțin ne-a dezavantajat faptul că n-am fost singuri. Ok. Ați locuit împreună cu socrii? Am socri? împreună cu socrii. Dumnealor nu pot să spun că au fost oameni răi sau ceva. Numai că erau anumite feluri de a judeca lucrurile și nu tocmai ce trebuie. Dacă ar fi să luați de la capăt, ați mai Nu, n-aș mai sta asta? împreună. N-aș mai sta împreună să... Adică cu totul la oaltă, așa. Apropiați n-ar fi o problemă, nu, dar nu, nu, nu m-aș depărta casă. niciodată de el. Mm -hmm. Nu m-aș fi depărtat niciodată de el. Numai că ar fi trebuit să fiu eu cu el. Să decidem împreună lucrurile și să nu decide alții pentru noi. Ca atunci când v-au considerat cumva copii în continuare? Probabil, probabil aveau, că a, și acum am râd că <laughs> Uh, fiind din altă parte și venit într-o altă localitate erau lucruri de rezolvat și plecam undeva să rezolv ceva și mama soacră îmi spunea te duci și zici așa <laughs> vă <îmbăța. laughs> da, da, da și uh, acum eu cu copiii mei mai vorbim și râd <laughs> cel puțin cu fică-mea te duci și spui asta și faci asta da. Da, da. O, o spuneți da. în spirit de glumă <laughs> da, e evident, în spirit de glumă pentru că nu port niciun fel de ranchiună pentru lucrurile alea nici n-am purtat vreodată numai că așa a fost educația, așa a fost cultura așa au înțeles oamenii că trebuie să trăiască și uneori lucrul ăsta a fost greșit o mamă poate să-i facă rău copilului ei prin un atașament prea mare, trebuie să știi și când să te retragi. Și când să tai cordonul Sigur că da, sunt momente când nu mai e treaba ta Și cam când vedeți că ar trebui să se întâmple asta? Păi când copilul tău s-a căsătorit Ok trebuie să-l lași să fie cu partenerul de viață. Deciziile să le ia împreună. Da. Dumneavoastră Indiferent. sunteți mamă de băiat, că am povestit-o, să venim și la Adina. Nu e cumva greu dintr-o dată, după ce tu l-ai crescut și a ajuns băiat mare, ai dus acolo toate luptele cu el, să vină altcineva din exterior și să ți-l ia? Ca și natura noastră, putem să greșim foarte mult în privința asta și ai anumite simțiri, adică tu ca părinte îți copilul mai presus de orice. Și atunci nu pot prea să-i găsești un egal, că e copilul tău și nu greu să faci asta. Categoric. Și ți-ai dorit tu ce e mai bine pentru exact. el. Exact. Eu aveam acum niște criterii și niște standarde în mintea mea, dar nu le-am spus. Ce vorbeam eu cu copiii mei, le spuneam tot timpul să-i respecte pe ceilalți, Uh, îi spuneam lui fică mea mereu să te poți frumos dacă un băiat vine la tine și te curte, poartă -te frumos, vorbește frumos tu trebuie să știi unde sunt limitele dar să te gândești că și pentru el plânge o mamă acasă oh. și băiatului meu la fel adică încercam să să nu se ridicem acolo unde îi vedeam eu <gânt> adică și ei să se creadă uhum. Na, cum se zice buricul pământului să-și vadă locul pe care l-au să fie smerit da, eu cred că pe mine m-a ajutat să iau decizii bune numai Dumnezeu nu că noi în firea noastră nu putem lua decizii bune și atunci când Dani și-a făcut prietena bineînțeles că m-am rugat și am zis Doamne Tu știi dacă este ce trebuie pentru el să fie ea tu să hotărăști, eu nu pot să hotărăsc. Și asta te face să, să, te oprești, adică să nu iei tu decizii pribite. Să începi să spui lucruri sau să faci lucruri pe care să le regrezi mai târziu. Uh, drept dovadă că așa am făcut și vreau să spun un lucru care poate e amuzat sau poate e ciudat. Uh, că atunci la începutul prieteniei, băiatul meu că s-a prietenit cu Andra la început, au fost la mine. Actuala lui soție. Soția lui, da. Au venit acasă și vreau să spun că e prima fată pe care a adus-o acasă. El n-a adus pe nimeni înainte de Andra și uh, mi-a și zis, uh, o să m-am prietenit cu o fată care o să-ți placă foarte tare. <laughs> <laughs> și Andrei reproșează că seamănă cu mine Asta, asta vreau să, eu îmi notam aici Nu vreau să vă întrerup Este cumva, da, mă rog, revin eu la ea Dacă cumva soția cu băiatului uh, Și a dumneavoastră Dar în general, de regulă Este reflexia mamei Eu cred că este Cred că este Da, mai mult sau mai puțin, dar cred că este pentru Cumva că, băiatul da, care își Dani iubește așa mama. A uh -huh. da, da. Băiatul Dani care își așa... iubește mama Și o relație, are o relație foarte da, bună da. cu mama De regulă Caută, așa și în subconștient, nu neapărat da, 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 că Pe da, da. cineva care să semene mamei. Uneori se întâmplă chiar și la chip să semene. Da. Dincolo da, da, de. Da. Ei, hey, Andrei e mai frumoasă decât mine, <laughs> da? Da, <des> modest, da. <laughs> uh, Dar este, este un om bun uh, și este o soție bună și o mamă bună, ceea ce mă face fericită. Asta e foarte împlinit. Uh, ce voiam să spun așa, uh, legat de asta, că e, uh, când a venit atunci prima dată, am găsit-o pe Andra plângând într-o cameră. Și am stat cu ea de vorbă și am spus, draga mamei prietenia este pentru cunoaștere. Dacă te face să plângi, nu trebuie să rămâi cu el. Oh. Tu trebuie să găsești pe cineva care să te facă fericită. Nu trebuie să stai cu cineva care te face să plângi. Și, da, acum sunt împreună. Dar așa am simțit că nu era drept ca ea să sufere. Și ați avut curajul ăsta? Da. Chiar dacă era vorba despre băiatul dumneavoastră? Da. da. Și chiar dacă îl iubesc mai mult decât orice. Wow. Dar realizez că asta este. asta ar trebui să fim noi, ca părinții. Și cred că asta vrea Dumnezeu: să, să avem uh, respect și să iubim pe oameni și să înțelegem că dacă el așează lucrurile, sunt perfecte. <laughs> V-ați rugat de de la început pentru copiii dumneavoastră? Sau cât, haideți să vă întreb altfel, cât din, nu știu, procentual, nu știu, ca timp, cum vreți noastră să-mi spuneți, de când s-au născut copiii, cât timp alocați ca, rugăciun, ca timp de, de, rugăciune pentru ei? Dintr-o rugăciune sau din mai multe, nu știu da. dacă v-ați gândit vreodată. Nu știu dacă există. A fost vreo rugăciune fără să -i, nu-i amintiți? Nu tot. cred. Nu cred. Poate doar rugăciunile astea scurte. Așa, cum s-a rugat pentru Doamne, scapă-mă. Da. Da, nu. Primul lucru, primul subiect, prima, prima, primul lucru în viața mea, și când mă trezesc dimineața, și când mă culc, este gândul către ei. Asta o faceți de când uh, de au, venit, când pe au lume? venit pe lume. De când i-am simțit în burtă, pe primul. <laughs> da. Da. E. Cred că este datul nostru, ca mame, de la Dumnezeu. Uh, Adina. A completat uh, peisajul în copilăria lor și pentru dumneavoastră, sau uh, cumva a fost uh, dintr-un alt film? De ce vă întreb asta? Sau, mă rog, ca să clarific un pic. Pentru că copiii sunt foarte diferiți. Mm? Nu știu cum au, au fost ai dumneavoastră. Sunt foarte, foarte diferiți deci deși ies din aceeași părinți. <gătă> uh, au temperamente total diferite. Unul uh, unul îi place să facă ceva, celălalt uh, vrea altceva. Unul uh, nu știu, vrea să stea uh, cel puțin spun despre ai mei, Unul vrea să stea uh, în spate în partea dreaptă, celălalt ietă-te că și vrea și el tot, tot acolo. Bă, uh, <gătă> uh, vrea să mănânce, nu știu, uh, 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 lapte cu cereale, celălalt nu vrea lapte cu cereale, vrea lapte cu, nu știu, pâine, abar n-am, dau niște exemple din astea așa. Cum a fost la dumneavoastră? Așa este, diferită total Adina de Dani. Adina era copilul așezat, ea era, o găseai tot timpul în camera ei, citea, să, citea și asculta muzică. Ea a fost mai, mai docilă, mai Dani era numai pe fugă, plecat în încoace și încolo, în schimb ea era. Chiar avem o vecină vis-a-vis -vis de noi, o fată care i-a fost ei apropiată, erau prietene, dar de multe ori vorbeau pe <fie> mesaje, zic. Nu pot să cred, dacă scoți capul pe geamă, vezi. Cum poți să vorbești ieși și ieși tu afară, tute. Dani era numai afară, era numai în casă. În casă. Da. Uh... Ea asta, ei i-a plăcut foarte mult să citească, a iubit foarte mult muzica, a și făcut muzica, a terminat conservatorul. Uh, au fost diferiți, dar uh, cumva, nu știu, ei cumva se completa unul pe altul. Ce aveau comun din ceva, uh, aminteți noastră, în perioada în care au fost acasă? Ce le plăcea să, știu. să facă în nu prea aveau lucruri care să le placă. A fost un timp când ascultau muzică împreună. Dar nu prea multe lucruri au făcut împreună. E, asta dumneavoastră, povestea, așa, asta, dumneavoastră povesteați despre relația cu fratele mai mare, în care mergeați împreună, vă luau. A s-a întâmplat și la ei așa? S-a întâmplat și la ei, numai că Dani era excesiv de protector. Și de multe ori pleca și ziceam de ce nu ești pe Adina? Și zice acolo unde mă duc eu, ea nu poate să vină. <laughs> El avea așa un ideal despre cum trebuie să fie, să fie o, fată, o fată, cum să se poarte o fată, unde să fie și unde să nu fie. Și atunci dacă mai se ducea prin locuri, știu, cu băieți, băieți. și știa că mai se vorbește cumva sau ceva, nu vrea ca adina să fie prezentă. Uh, a fost adolescența lor o provocare pentru dumneavoastră ca mamă? Nu. Nu? Nu. Au fost niște copii foarte așezați. Sau haideți să vă întreb altfel, care a fost perioada cea mai dificilă, dacă ex a existat din viața dumneavoastră, din perspectiva mamei? Știu mame care uh, petreceau, nu știu, ore întregi în rugăciune, noaptea mai ales, pentru că copiii lor veneau târziu acasă după ce și-au luat permisul, mm -hmm. nu știu, da, da, da. Uh, sau în, pentru că mergeau în găști în diferite locuri sau pentru că le nu știu, le, le retezau cuvintele nu erau deloc ascultători sau pentru că nu voiau să mai aibă de-a face cu Dumnezeu cu biserica Ați experimentat da, n-am experimentat asta în adolescența lor și în... pentru că vă zic că au fost foarte așezați, adică cam au știut ce-și doresc de la viață așa în schimb a fost o perioadă urâtă a fost o perioadă urâtă pentru o decizie proastă pe care am luat-o. Dumneavoastră? Da. Soțul meu a plecat la Paris pentru o perioadă când era așa mai prost cu lucru. Eu lucram atunci la o grădiniță în ploiești, și pe perioada de vacanță m-a rugat să mă duc și eu. Și când am ajuns acolo, pentru că noi am fost mereu amândoi, Uh, el nu a vrut să mai mă lase să mă întorc, și hai să mai stăm o lună, mai stăm o lună, mai stăm o lună, să facem niște bani și ne întoarcem. Adică Adicați, în mergeți la Franța. Uh, da, în Franță. perioada asta, copiii mei au rămas uh, cu Socrimei, cu unicilor. Uh, vreau să zic că a fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. Pentru că ziua munceam și nu am de plângeam. Nu pentru că mi-au făcut ei greutăți. Ei au. Da. Au înțeles oarecum, cum Mă rog, pot să spun că Dani a mai avut uh, aventurile lui așa, dar nu au fost chestii uh, așa, care se sperie, lucruri pentru tineret uh, normale. Uh, dar a fost o perioadă urâtă. urâtă, urâtă că am plecat de lângă ei. Dacă ar fiți dați timpul înapoi, n-ați mai face -aș asta. N-aș mai face asta. Chiar dacă ar trebui să mâncați nu, mai nu, puțin nu, nu, sau nu. să aveți mai... Dar nu eram în situația, nu eram ah, okay. într-o situație de genul ăsta. Numai că noi tot timpul am muncit, tot timpul am avut tot ce ne-am dorit, chiar mai mult decât ne-am dorit. Și probabil că ne învățasem cu prosperitate și ne-am gândit să nu scadă. Nu știu, habar mm -hmm. nu am. Mm -hmm. Chiar dacă am muncit greu, că atunci când copiii mei erau mici, eu am pus grădină ca să stau cu ei. Puneam solarii okay. și stăteam cu ei acasă și atunci le puneam masa, îi vedeam, îi spălam, îi veneam, îi erau cu mine. Uh, da, eu am început să lucrez abia când uh, copiii s-au făcut mai mari uh, și atunci m-am dus la. am început să lucrez la o grădiniță, la ploiești, când după Revoluție, când s-a deschis prima grădiniță a bisericii noastre. Uh, la a, ah, uh, Nu a okay. închiriat de un spațiu. Uh -huh. Și am început să lucrez cu ea și cu Iulia Iremie acolo. A fost primul, după ce a, am avut copii, primul loc de muncă de genul ăsta. A, și, da, a, -a fost, am muncit greu, dar am avut tot ce ne-a trebuit. Nu ne-a lipsit niciodată nimic, am putut să ajutăm și pe alții. Uh, și atunci nu cred că era cazul neapărat, nu știu ce ne-a făcut Și cum să ați plecăm. reușit să renodați legătura? A, a, Simțeați că îi pierdeți? Că nu mai uh, sunt așa sim deschis? Simțeam că au nevoie de mine Dar nu vă spuneau direct? Ba da, Bă, Adina mi-o spunea Adina îmi spunea de câte ori o întrebam îi spuneam, o ziceam, trebuie să vin ce să-ți aduc, adu-te pe tine oh. Da, și asta mă, mă termina mă, uh, da, a fost o perioadă pe care chiar vreau să o uit. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit, pentru că greșeala a fost a noastră, nu Dumnezeu ne-a trimis acolo. Dar lucrurile s-au. putea să ne împiedice Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta. Nu știu. Poate că avem nevoie de o călire, de Probabil. o. Nu știu. Știți, de ori o... avem nevoie să ne dăm cu capul de pracul de sus ca să-l da, vedem pe da, la da, de jos? Cred că da. Cred că da. Da, a fost o perioadă care nu. Ați avut curajul să. Sau haideți să vă întreb așa. Au fost momente în care ați venit în fața copiilor și ați avut tăria să vă cereți iertare? Da. Pentru greșelile pe da. care le-ați făcut? Da. Le-am trimis și scut -o, o scrisoare odată. <laughs> Eram într-o tabără uh, când copiii mei au început să meargă la. Să fie, când a început să fie de vârsta... Uh, exploratorilor, copii din biserica unde mergeam. Nu aveam vârsta asta, clasele, cum se numesc astea, de gimnaziu, așa? Da, până în clasă Nu aveam 8, ană, 5 pe ană. nimeni care să se ocupe cu exploratorii, mi-a plăcea foarte tare. Era pe vremea aia Cristi Modan, care da. era în, și am fost foarte atașată de Cristi Modan și o să spun dacă. Da, sigur. Un moment de ce. Da, da, da. Așa, și am mers la exploratori. Am fost 8 ani tabără, convenție, tabără, convenție, tabără. cu copiii mei după mine și cu... Adina avea pe vremea aia 5 ani jumate când am pornit eu. Și într-una din convențiile astea discutam despre lucruri din viață, despre momente des... pentru care am vrea să ne cerem iertare. La un timp, așa, copiii mei erau acum deja, Adina, cred că era prin clasa a treia, a patra și Dani mai mare. Și atunci le-am trimis de acolo o scrisoare în care mi-am cerut iertare. Pentru că am dar nu vi se pare de... că este umilitor, așa? Nu. Este să faci loc. un astfel de pas, adică tu, om mare, să-i să ceri da, iertare? da, ești om mare, cu... dar ești supus greșelilor în fiecare zi. Nu știu dacă... De... Apropo de greșeli, eu văd defectele, copi... la defectele copiilor mei, văd defectele mele. O, sunt cumva o oglindire? Da, da. și atunci cum să nu-mi cer? iertare? Eu greșesc și până murim, tot greșim important e să vedem că am greșit. Dar când ei, uh, când ei greșeau, nu știu, vă supărau, cum uh, aplicați... Care era disciplina? <laughs> disciplina. Nu știu dacă a fost cea mai bună metodă, dar era o chestie care ți venea tot din mine, mă supăram și supărarea mea era pe lor. Ok, îi puneați cumva <laughs> Da, sufeream și mă supăram, și Dani chiar îmi reproșat. tu faci mereu așa că știi că mă, că supăr mă doare. Și că mă doare, da, da. Adică le arătați că sunteți supărat. Da, da. Altfel? Nu, alte nu? pedepse n-am. Pentru că povesteam de mama mea. Era suficient cuvântul ei și eu nu am crezut că trebuie să aplic alte metode. Stăteam cu ei de vorbă. Erau nopți când stăteam poate până la 12, cu amândoi povesteam, râdeam, cântam, vorbeam despre lucruri. Uh, și în felul ăsta am încercat să fim cât se poate de prieteni și de apropiați și să poată să-mi spună. Copiii nu vor spune totdeauna tot ce au în suflet, nu vor veni să se deschidă total. Dar cel puțin să știe că te au acolo și că... că Le ești un sprijin. Pot... Da. Nu da. Au fost momente în care... I-ați simțit că le este rușine să vă spună anumite lucruri, și da, cum, ați, da. cum ați făcut ca să rămâneți totuși matură în privința asta? Adică, măi, uite, nu pot să intru mai mult decât atât, pentru că s-ar putea să stric decât să fac un, un bine. Uh, am încercat să, să le. Uh, cum să spun, să nu le invadez intimitatea. Uh, I-am lăsat să spună când au vrut ei. Și au, au rămas au și lucruri nespuse. Că nu pot să spun că asta s-a întâmplat. Drept dovadă că în timp, așa, am mai aflat, am mai aflat lucruri despre ei care mi le-au spus mult mai târziu. Da? Nu avem cum. Până la urmă, ei trebuie să aibă propriile experiențe ale vieții. Noi, părinții, avem atitudinea asta de protecție uh -huh. și uneori poate că exagerăm cu protecția Ei trebuie să cunoască și să înțeleagă cum e viața. să um. Ați fost mai apropiată ca mamă sau sunteți ca, ma, ca, mamă mai apropiată de băiat sau de fată? Nu, nu sunt de niciunul mai apropiată, sunt de amândoi la fel. Nu, nu, există una. Dani este genul de om care e, nu te lasă. Te sună, te întreabă, nu-ți povestește nimic despre el, dar mă sună. Ce faci, mama? Păi, de asta. Bine, pa. Nu, dar Știi că te caută. caută. Cau cau okay. Adina, în schimb, nu mă sună. Oh. Nu mă sună. Acum are și copii, și cu jobul, și cu știu ce înseamnă o viață de familie. Mai ales acum că avem și al treilea, probabil că va fi și mai, <laughs> mai rău. Dar de câte ori vorbim, mă asigură de dragostea ei, îmi spune și o simt. Așa, atașamentul ei față de mine, îl simt de fiecare dată. Le-ați spus că iubiți? De, de ce vă întreb? Eu vin dintr-o familie în care ai mei nu și-au spus nici ei între ei că se iubesc, cu atât mai puțin nouă. De 100 de ori pe zi. Da, Le-ați le spus, spus de când erau rău. mici? Da. da și da. ați simțit asta ca pe o vulnerabilitate? Sau ca pe un atu? Um, nu știu. Consideră că trebuie să, să le și spun. Ei vă spun, dumneavoastră, da. v-au spus când erau mici, v-au da, spus cuvintele da, astea. Da, da, da. Le-au amintit. Da, și, și așa cum cu ne poți facem treaba asta. Da? Uneori avem așa. și Dani o cheamă pe, pe fetița lui la el, și vine să spună un secret, să spună, de că știu secretul că mă iubești. <laughs> Ce frumos. Da, asta e cred ca că un joc. Cuvintele, știți, uneori, nu știu, prin educație, habar n-am, prin context. Uh, ne este teamă să rostim uh, Mai degrabă zicem Hai să arătăm că iubim Și că protejăm și că respectăm Dar nu prea zicem cuvintele astea Și mi se da. pare că, că Chiar ar trebui să facem e, asta adică, E total greșit Nu este deloc Adică nu, nu scazi cu nimic nu, nu E bine să să mărturisești Nu-ți cade simți. bărbăția că spui nu, te iubesc, nu? Nu, nu niciodată Niciodată. Și, și soțul meu îi spun, așa, trec pe lângă și îi spun la ureche, te iubesc sau așa. nu știu, mie mi se pare că ne ajută asta. Cel puțin eu mă simt bine când, mi se, când simt că mă iubește și când mi se și spun. O să ajungem <laughs> se, să vorbim puțin asta. despre Cristi, că mi-a zis dumneavoastră <laughs> despre asta, dar până acolo aș vrea să vă mai întreb un lucru. Uh, astăzi părinții, mamele, uh, se implică destul de mult în educația copiilor și nu este rău că se întâmplă asta, uh, dar ajung până acolo încât să se implice și în felul în care se desfășoară, nu știu, o oră la școală, o activitate e. din asta educațională, într-un context profesional. Cum faceați dumneavoastră? Dacă, de exemplu, venea acasă uh, Dani și spunea, uh, vă spunea, doamna dirigintă uh, m-a apostrofat că n-am fost cu minte astăzi sau că, uh, uite, mi-a dat, am luat nota 5 sau patru sau eu știu ce reacții aveți? întotdeauna când dacă au fost situații de genul ăsta și au fost eu am încercat să vorbesc cu copiii mei și să le spun să facă ceea ce țin de ei adică poate undeva ceva n-a fost bine poate că nici atitudinea ta n-a fost cea care trebuie și în particular am vorbit și cu doamnele mm -hmm. care au sărit calul, ca să zic așa s-a întâmplat lucrul ăsta cu Adina cel puțin Adina a mers la școala de muzică în Ploiești și-a făcut naveta de la clasa patra și doamna învățătoare probabil că a vrut să-mi demonstreze mie că un copil venit de la țară nu, nu poate, poate să fie ca un copil de la oraș care de l-a luat dumnea ei de la clasele, de la prima, clasa întâia și îmi spunea mereu că da, se descurcă la literatură așa, dar la matematică nu și tot încerca să-mi spună că nu e la nivelul cel mai bun al clasei. Uh, în clasa a patra a avut o olimpiadă la matematică și Adina a luat prima notă pe școală. Ca așa. Foarte. Adina a învățat foarte bine. Adina a fost un copil care a excelat la școală. Uh, și n-am avut niciodată el, numai că se simțea presiunea din partea dumneavoastră prin uh, atitudinea asta pe care o avea. Și când A4, a la clasa a patra, au făcut banchet. A dus undeva, nu știu exact unde. Adina n-a vrut să meargă. Era și vineri, seara, sâmbătă. Adina nici nu a pus problema că eu o să merg în banchet. Ea n-a cerut, n-am deschis subiectul. În schimb, dumnea ei uh, s-a supărat că să fi făcut, uh, și acum a făcut o opinie separată de ce. Și la premiere, când s-a dus să ia premiul și se încheia anul școlar, în clasa a patra, de acum mergeau la gimnaziu, a mers și Adina cu flori să-și primească premiul și n-a vrut să-i primească flori. Oh. Și atunci, cu tot respectul, da? i-am spus, doamne învățătoare, Că, o rog frumos să nu mai facă niciunui copil ce a făcut copilului meu. Așa ceva nu trebuie să faci unui copil. Și am spus-o fără să mă feresc nici de celelalte mame, nici de. A fost un gest foarte urât din punctul meu de vedere. Adică eu am avut totdeauna una treaba asta să mă lupt pentru copiii mei. Dar uh, i-am lăsat și pe ei să se lupte. Uh -huh. Eu cred că trebuie să-i învățăm să, să se lupte și să înțeleagă cum e viața. Dacă îi protejăm prea mult, devin niște oameni slabi și nu vrem asta. La un moment dat va trebui să fie pe picioarele lor exact, și cumva lecțiile exact, astea exact. pe care le, le dăm noi atunci când suntem părinți îi va ajuta exact. să, să crească da. și să dea piept și cu realitatea de jurul okay. lor. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut să înțeleg lucrurile astea și cred că m-a ajutat foarte mult și cărțile pe care le-am citit uh, scrise de Elenoid uh -huh. cu privire la educație și la uh, noi avem acolo o comoară extraordinară. Într-o copilului dacă... este o carte da, foarte bună. Da, Sunt niște cărți extraordinare. Dacă noi am ține cont, în toate domeniile vieții noastre, viața noastră ar fi altfel. Dar nu v a simțit manipulată de ele noi? Niciodată. Niciodată. Chiar ă, sunt ă, contrariată uneori de, de faptul că nu am ținut cont de lucruri care le-avem descoperite cu atât de mult timp înainte. Că ne-ar fi scutite multe lucruri din viața, de, de multe greșeli, de multe probleme. Uh, revenind puțin la Cristi, spuneați despre de el, pastorul Cristi Modan. Da. Uh, Cristi Modan, când a primit primul lui district de pastor în Câmpina, uh, nu avea binecuvântare pe vremea aia, a fost momentul când mama mea s-a botezat. Uh, și mama mea a avut o problemă. Când eu m-am botezat, a venit cu mine la... Atunci când eu am fost examinată în comunitate pentru botez. Biserica... Adică vi s-au adresat niște întrebări adresat pentru adresat cei care au da, Să vadă că fi... nu va manipula nimeni, a, să vadă așa. că sunteți convinsă de decizia pe care ați luat-o și că nu a venit așa cineva care să vă fi împins de la spate Exact. Și atunci când s-a discutat asta, Biserica Mărășești era foarte mare, era singura biserică din câmpina și plină ochii de oameni și eu undeva mai în față cu mama lângă mine și fratele pastor Gigi Toma mi-a adresat întrebări legate de decizia mea de a mă boteza și când am plecat de acolo mama a spus eu nu o să pot să fac niciodată lucrul ăsta și am zis cum să nu poți păi zici eu nu o să pot să răspund cum ai răspuns tu și a, a rămas urmărită de lucrul ăsta tot timpul și Cristi știa de la mine că mama ar vrea să se boteze, dar are problema asta. Are tracul asta, emoția da, asta. Da, da. Și a mers odată la, el, la ea acasă, nu se simțea nici bine mama mea atunci, și au stat de vorbă. Și-a întrebat-o de ce nu se botează și i-a spus, după o discuție îndelungată, și atunci Cristi zice, nici nu trebuie să vă mai examinați că v-am examinat eu acum. <laughs> <laughs> și mama a fost așa de fericită și a zis, mamă. Domnul a trimis un înger al lui a fost un înger Bine. al Domnului la mine așa l-a perceput pe Cristi el și cu figura aia lui foarte simpatică și blând Bine. așa, da, a cucerit-o definitiv și chestia asta a făcut-o să... să să se aibă atașeze curaj da, și, da, să, și să aibă și a... curaj și s-a atașat adică ca și familie ne-am atașat total de Cristi și de familia lui acum a deja da. a venit și a dat binecuvântarea la anunțile ambilor cu mei copii. Asta voiam să vă întreb copiii v-au urmat în, în, în relația asta cu Dumnezeu? Da, da. Le-ați impus? Da. Ne-ați bătut? Da, nu in... le-am impus nimic, că, pentru că ne contrariem și acum pe unele subiecte. Da. Nu, e viața lor. E viața lor, uh, mi-am dat seama că eu am ales într-un fel uh, ei au decis pentru ei, fiecare, când a dorit, la vârsta Dar la cum ați duc. făcut să le să, să includeți educația asta spirituală în familie? Ce făceați efectiv? Când ei erau, nu știu. Se cânta mai foarte mai mult la noi cântați? în casă. Okay. Se cânta foarte mult. Dar cine mult? are darul ăsta? Soțul meu soțul? și Adina. Ok. Da, și Adina. De Cântă tenera... la un instrument, soțul? Soțul nu. Nu. Nu, dar are o voce bună de tenor. Și Adina când venea tatăl ei acasă în fiecare seară, să cântăm o cântare. Okay. Tu la o voce, tu la tenor, ah. eu la sopran sau așa la altul. Adina și... înțeleg că știe să cânte și la instrument, făcând conservator. Conservat, da. Și se cânta foarte mult. Se cânta foarte mult. Am fost tot timpul în biserică, cum să zic, implicați în toate lucrurile, activități cu exploratorii, tabere, lucruri din astea. Și dar, lângă toate astea, cred că faptul că noi am fost așa dependenți de Dumnezeu, în sensul că întotdeauna spuneam să vedem acum cum care este Dumnezeu, voia, cu Dumnezeu. Ca voia Dumnezeu cu noi mai departe, cum. Da, acum au propriile lor vieții. Avem opinii diferite, pentru că vorbeam de cultură. Da, da, și contextele <laughs> sunt da. diferite în care crește. Dar, mă rog, încă pentru ei. Ei sunt parte din Biserica Adventistă. Da, da. Um, atunci când vorbim despre legătura asta cu Dumnezeu, care credeți dumneavoastră că este secretul pentru, pentru a reuși să rămânem aproape de Dumnezeu și să transmitem valori copiilor noștri în privința asta? Este nu neapărat confesionale, ci efectiv o relație autentică cu Dumnezeu. Este o, un gând care spune să nu uităm, să ne temem de de, de un singur lucru, dacă uităm drumul pe care ne-a condus Dumnezeu. Eu cred că experiențele personale cu Dumnezeu. Uh -huh. În fiecare moment al vieții. Eu am avut experiențe personale cu Dumnezeu și înainte să fiu în biserică adventistă. Eu nu spun că numai aici pot să ai experiențe sau do doar atunci am avut. Uh, eram uh, cred că de 5-6 anișori. Eram mică și fratele meu fiind mai mare... Tata avea o problemă foarte serioasă din cauza unui scandal. Și știam, auzeam la ei discutând că ar putea să ajungă la pușcărie. Fusese un scandal, lovise pe cineva, ăla era în comă și ar fi putut să fie o situație foarte nenorocită. Și m-a m-a trezit fratele meu noaptea, la miezul nopții, să facem mătănii. Așa știam noi atunci. Da. da. Am făcut 500 de mătănii în miez de noapte. E, și pentru mine, așa a fost o experiență cu Dumnezeu. A doua zi, răspunsul a fost că omul ăla și-a revenit și tata nu o să aibă probleme. E, și pentru mine a fost, într-adevăr, un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunea noastră. Așa cum am știut noi să o atunci. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru exact. de cunoștință. E, și iată că sunt lucruri pe care chiar nu le uiți. Adevărat. Deci asta n-am uitat-o și multe altele care mi s-au întâmplat. Când ați devenit bunică, ce sentiment ați trăit pentru prima dată când ați devenit bunică? Ai spus un text din eclesiastul că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. Nu poți să descrii sentimentele astea. Dacă poți să înțelegi când ești părinte ce înseamnă să ai copil și să-ți iubești, la fel vei putea înțelege când vei deveni bunic. <laughs> este un lucru neașteptat de frumos. Este... Ai impresia că Dumnezeu îți mai dă încă o dată șansa să o iei iarăși de la de capăt. Că... Dar de data asta cu experiență <laughs> și cu mai multă înțelepciune. <laughs> pentru că deja ai trecut pe un drum. Uh, ești mult mai relaxat, ești mult mai deschis și. Uh, poate că un pic îi răsfez mai mult, dar... Asta zic și gata să le dai orice. <laughs> da. Uh, Aproape orice. Ți minte că am avut toată cu Radu o discuție, Radu e ginerele meu și zice, mama, vezi că tu îi răsfez ca mult pe copii ăștia, zic, mama, ăsta e rolul meu, educația o dați voi de data asta. <laughs> Eu mi-am făcut parte la vremea Acum porim. asta e treaba mea, da. da noi suntem... Uh, așa, și am râs pe tema asta dar realitatea chiar asta este adică ești dispus de, acum, de exemplu se bat când sunt la mine, că sunt la mine a fost în vacanță Adina cu copiii, cu Radu au fost săptămâna asta la noi care doarme cu Mimi în seara asta cine doarme cu Mimi Da mi-e foarte drag, mi-e foarte drag adică mi se pare așa că nu știu, ai impresia că Dumnezeu se uită toată doar la tine așa, direct pe tine te vede nu știu, e un sentiment se extraordinar că este, comparând lucrurile bine, cât se poate să le compari uh, ești mai privilegiat când ești bunic decât atunci când ești părinte, sau nu, haideți, nu mai privilegi, ești mai relaxat când ești, ești mai bun, relaxat. bunic decât atunci când ești părinte. ești mult părinte. mai relaxat, pentru că înțelegi diferit lucrurile când ești părinte e, e clar că te apasă o grămadă de responsabilități și de uh, și apoi intri în lucruri necunoscute. Tu n-ai trecut prin ele, treci atunci. Da, pe când atunci când ești bunic, tu ai e o, o cărare pe care tu ai mers. Și acum știi cum să Dar nu există un risc să spui copiilor care sunt părinți. Băi, uite aici ar trebui să faci așa, aici ar trebui să faci așa, că uite, am, eu am mai trecut pe aici și știu și uite spun. aici. Nu le spun. Aici greșiți că faceți lucrul uh, ăsta cu copiii voștri? Da, și... nu le spun, nu. Dar mai discutăm lucruri, și din discuții cred că ei înțeleg care e opinia mea. sau. Și atunci când au nevoie de un sfat, mi cer. Nu dau sfaturi fără să. Să fiți întrebat Da, da, nu mă duc să le spun. Mă duc la ei acasă și le spun, vedeți că n-ați făcut bine asta. Nu, chiar nu-i treaba mea. Ați avut pretenția să vi se spună mamă de către noi. și gine? Nu, nu, n-am avut pretenția, dar mi-au spus Vă spun. Da, da, da Ce frumos! Nu, am zis chiar Radu pe Radu îl cunosc de când era mic oh. uh, O am, să aflăm uh, o dată și povestea lor Am convins. prietenii, da, am prietenii apropiați la Tulcea și practic am prietena mea de la Tulcea o cunosc de când s-a născut Radu Mergeam la biserică acolo și îl știam dintre copiii din biserică și uh, îmi zicea Lili că așa îmi ziceau ceilalți <gri> copii, am <gri> îmi zicea Lili și când era cu Adina, m-a întrebat cum să fac, cum să zic, că eu m-am obișnuit să zic așa, Radu, îmi zice exact cu postul, cum <gri> cum îți vine ție la da, și apoi mi-a zis mamă dar mă simțiți, a, aveți patru copii da, am patru și cu cinci. Da, cu nepoții nou. categoric, dar deja <laughs> da, arborile da, genealogic da, se, da. se mută. Da, o, da, îi simt ca fiind copiii mei. Și pe Andra și pe Radu, chiar îi simt a fi copiii mei. Nu am nicio Și de fiecare dată când mă gândesc la știu, îmi place să când plec undeva să cumpăr ceva pentru copii. Uh, mă gândesc la Adina, bineînțeles că eu mă gândesc la Adina și la Andra, mă gândesc la Dani și la Radu sau nu, nu pot să-i să separ. Adică îi simt a fi copiii mei, nu știu, un dar de la Dumnezeu și ei. Că Ce frumos. La Dumnezeu. De câte ori vă întâlniți, așa cu toții, într-un an, să zicem? Foarte des ne întâlnim. Da, cu, da, un... da. Dani și soția lui stau împreună cu noi? Dani și soția lui și-au făcut casă alături de noi. Ok. Ați zis că nu vreți să repetați Da, Dani a hotărât să facă casa okay. acolo Eu nu am Nu le-am sugerat nimic Dar ei dar de când s-au căsătorit curat. au au stat separat? Uh, au stat separat, separat. întotdeauna Da Le-ați insuflat cumva sau ideea căsătorit. Le-am spus M-a întrebat, Radu m-a întrebat, Dani nu m-a întrebat, Dani nu are foarte multe dialoguri din astea cu mine, ele mai uh, le știe pe toate, mai e mai bărbat, așa mai. <laughs> nu, glumesc cu că le știe pe toate, dar nu-i felul lui. Și de întreabă a, soacra. Nu-i felul lui de a sta de vorbă și de a negocia, el își face singur planul. Ca o glumă, uh, cum Radu vă întreabă pe dumneavoastră că este soacra, așa face și el și întreabă soacra. <laughs> da. Radu mă întreba la început, cum zici, mama, cum crezi că ar fi bine să facem așa? Măi, mamă, cel mai bine e să fii singuri. Cel mai bine. E ideal. Dar o să faceți, așa cum puteți. Dacă vreți să stați la mine, și-au stat la mine o perioadă. Ei au locuit, prima dată, în București, Adina curadu. Adina era la facultate când s-a căsătorit și când a născut-o pe Miriam, era în ultimul an la două facultăți oh, oh, oh. și a născut-o pe Miriam. Și am venit aici, în București, și am stat cu ei. A trebuit să-i ajutați. Am stat cu ei și mergeam cu ea după mama ei la facultate, la ce Pentru avea ea. și mă da, rog da, da. tot ce înseamnă asta. Uh, și apoi când a terminat am zis eu acum mă duc la mine acasă și au venit și ei după mine <laughs> și au stat uh, un timp, s-a născut și Eric uh, și după ce a făcut Eric vreo trei ani și s-au mutat la Brașov. Dar am încercat și cât au stat la mine uh. să... îi credeam că cuvă. discut uh, ei, eu plecam uh, nu m-am băgat niciodată și nu... Că m am gândit că le e greu și oricum cel mai bine asta e să fie singuri. Numai că uneori uneori nu se poate. Sunt motive nevoie, obiective da. în care Dar al... ne vedem des. Nu știu, poate că nu la fiecare sfârșit de săptămână, dacă am la două săptămâni măcar sau R Hai, nu știu. Vă provoc la un exercițiu. Aveți patru copii. Spuneți-mi un cuvânt. Sau haideți să facem altfel. Un fruct care se caracterizeze pe fiecare dintre ei. Spuneți-mi în dreptul lui Daniel, ce fruct credeți că îi se potrivește cel mai bine? Un fruct. Uh, mango îi place. Mango îi place și îi <laughs> se potrivește? Îi se potrivește, că îi place și tare, așa, <laughs> mai verde. <laughs> ok. Uh, în dreptul uh, uh, Adinei. Adina nu știu, la din aș pune niște fructe din astea, zmeură. Zmeură, ok. E puțin mai... Așa, așa, așa. <laughs> ok. <laughs> Și la... parfumată. <laughs> Și parfumată. La Andra? Uh, la Andra trebuie ceva tot așa foarte delicat, că este, este foarte delicată. O piersică, nu știu. Da. Merge? Da. Merge piersică? merge. merge. Ok. Am câștigat un punct în ochii <laughs> Andrei. <laughs> și Radu? Uh, Radu iubește caisele. Caise. <laughs> și, da. De el ce? iubește foarte tare caisele. Okay. Îi și... plac. Îi bun, place să-i facă de da, caise. Care este asemănarea între el și caise? Nu știu, poate, așa, parfumul, gustul special, că e un gust aparte, aparte. are un gust uh -huh. aparte față de alte fructe, caisa. Foarte interesant. Îl mai am pe, pe Gabi, soțul dumneavoastră. Folosiți o legumă. O legumă. În dreptul lui. E ceva așa care să rezoneze cu felul de a fi. Ma poate să spunem roșiile, că Roșii. sunt uh, frumoase, suculente, suculente. <laughs> Dau <De laughs> gust salate. <laughs> de ce am folosit din zona asta, din aria asta, pentru că dumneavoastră aveți o pasiune foarte mare, cum ne spuneați, pentru gătit și ați și scris o carte, o să ajungem noi la, la cartea asta, pentru că Chiar sunt curios care este uh, povestea din spate Și cum dumneavoastră ați reușit să faceți Din pasiunea asta uh, Să o duceți da. și cumva la un nivel Profesionist cumva Lucrând în domeniul ăsta <coughs> Educativ și cu cumva dând uh, Din ceea ce aveți Dumneavoastră și pentru alții Ca să se bucure de o hrană sănătoasă da. În fond uh, Dar n-am vorbit puțin despre, Sau n-am vorbit mai mult despre nepoți Mi-ați zis că aveți 5 cinci, da. cinci nepoți plus unul pe drum da, știu bine, ok, deci da. o să aveți șase o să în am șase la sfârșitul anului ok, spuneți-mi vă rog uh, haideți să luăm în ordine Ce, uh, cel mai mare nepot Miriam, este o fetiță e da. Miriam, Miriam care are 10 ani Miriam are 10 ani, mulți înainte Miriam Mulțumim. al doilea nepot Eric, care are Eric. 8 ani și jumătate care are 8 ani, ok uh, ei sunt copiii al Adinei. lui Adina okay. da, da, da. -a luat, da. al treilea Luis are Luis, 8 ani. Luis are tot 8 ani și el este al băiatului, al băiatului al lui Dani Daniel, da? Al patrulea. și Anastasia, Anastasia, care are 5 ani. 5 ani. Și s-a născut Levi, care are 7 săptămâni. Le, uh, Anastasia este tot al Adinei? Nu. Nu, lui Dani. Al lui Dani. Lui Dani. Ok, a deci Luis și doi. Ok. Luis și Anastasia. Anastasia sunt al lui Dani. Levi Levi. Iar lui Radu și a lui Violina. Care s-a născut acum și are? Da. Cât? Șapte săptămâni. Șapte săptămâni. Ah, ok. Da. Ok. Și urmează să vină? Nu știm cine vine. Nu știm. Îl <laughs> așteptăm. <laughs> nu știm nici dacă e venit, nici dacă e venit. Nu știm Nu știm cine vine, dar uh, abia îl așteptăm. <laughs> ok. Foarte frumos. Uh, care dintre ei vă seamănă cel mai mult? Um... Văd la Anastasia lucruri de la mine. Uh, poate și Eric are ceva. Nu știu. Poate și Luis. Pentru că fiecare, <laughs> fiecare are câte câte un câte un ceva. Dar ca și proporții, Anastasia cred că este cea mai. Uh... E cea mai apropiată. Da. da. Reușiți ca bunică să împărțiți dragostea în mod egal? Da. da. Fără doar și poate. Fără doar și poate. Am dormit cu Eric săptămâna asta și mă întreba într-o seară care este meseria mea. Și voia cumva să-i spună ce am studiat și ce am reușit eu să fac. Și am spus că n-am studiat prea mult la vremea mea. Mai târziu am terminat și o liceu și am mai făcut anumite școli și anumite specializări. Dar zic, cred că meseria mea cea mai bună e de bunică și de mamă. <laughs> Și zic că pentru că pe voi Vă iubesc cel mai mult Nu știu ce să zic Aș dori tot timpul meu doar pentru voi Și a zis da, zice și acum pe Levi cel mai mult Adică pe cel mic Așa a zis, nu e adevărat Nu se poate asta Tu mă vezi că stau cu el pentru că el are nevoie mai De o atenție mare mai mare de, Așa și de, de noi acum Pentru că e foarte mic Dar nu se poate împărți Vă iubesc la fel de mult Băieții sunt mai năzdrăvani? fiecare este diferit. Aș asocia așa pe Miriam cu Luis, care ți mai iuți. Așa. Ei sunt mai iuți și Eric cu Anastasia. Ei au un alt fel de... a fi un alt Fapt, temperament. Da. Cam așa sunt. Și cafire. așa și petrec timp împreună? Îi vedeți a, că atunci... Da, că da. da se mai, fa mai se întâmplă și asta. Se facă tabere. <gânt> da. A, cum În ce general, băieții se joacă împreună. Dar ca și temperamente, dacă așa sunt, Miriam, cu... Cum gestionați cu ei din perspectiva bunicii uh, timpul ăsta? Uh, pentru că ei, ei s-au născut cu aparatele astea în mână. Mm -hmm. Cum faceți să îi uh, spuneți, băi, hai că parcă nu e cea mai bună soluție asta? Asta este o decizie a părinților. Categoric. Dacă sunt cu dumneavoastră. Le fac, da, eu respect programul părinților. Adică dacă părinții spun uh, nu ai voie decât 30 de minute, atunci noi respectăm asta. Foarte uh, bine. Luis, care este mai jmecheruț așa și știe el cum să încearcă să-și facă loc, uh, vine cu câte o întrebare la mine. Mimi, pot să fac asta? Și atunci eu știu că e o capcană. Și întreb ce a zis mama, mama. ta. Uh -huh. A zis nu. Atunci eu nu. Foarte uh, inteligent asta, pentru că se întâmplă de multe ori ca bunice să treacă peste cuvântul părinților, nu în raport cu, cu nepoții. Da. Nu pot să fac asta când dau seama că le aș face rău. Ei încearcă. Mm -hmm. Ei încearcă. Da. E meseria da. da, da, da. copilului. Uh, uneori, când vreau și eu să-i mai răsfăț și să fac așa, uh, încerc cumva să-i să anunț pe părinți ca să nu spună părinții nu și eu să spun da. Niciodată nu vreau să, să negociați dumneavoastră cu părinții, de Da, fapt. da, da. Spun cu vezi că vreau să fac asta, o să mm -hmm. le iau asta copiilor mm -hmm. sau o să fac asta pentru ei, că ei să știe și să nu se opună. Că dacă copiii se duc în entuziasm, a, mi mine dă și spună, n-ai voie. Și atunci vin la mine și eu nu vreau să. Autoritatea părinților, părinților trebuie să rămână în picioare. Okay. Foarte important ce spuneți. Da. Um. Spuneam despre, sau mă rog, ajungem și la, la momentul ăsta al cărții dumneavoastră. V-a plăcut să gătiți și ați făcut din asta așa o artă. Dar nu numai să gătiți orice, ci să gătiți sănătos. Ceea ce este mare lucru, pentru că uneori gătim gustos, dar uităm să facem în așa fel încât să fie și bine pentru organism. Și îmi spuneați ajungem la titlul cărții și aș vrea să știu de ce titlul ăsta, de unde Mimi, mi-a zis de mai multe ori despre Mimi, că așa vă spun, mă rog, în ceea ce an povesteați, am înțeles că așa vă spun nepoții. Da. De unde e ideea asta? Așa a putut să spună Miriam, a fost prima ei adresare <gânt> către mine. Când a început să vorbească, a vorbit de foarte repede și a zis Mimi, 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 Mimi și m-a rămas. Mimi. Da. Ah, okay. deci nu vine din mai no, mult de 10 no, ani. De 10 no, ani no. este cunoscută. Atunci cu... ea, ea este cea care a dat numele și bineînțeles că toți verișorii și fratele i-au spus la fel. Și am ah. rămas Mimi. Aproape m-am obișnuit cu... <laughs> Apelativul, <laughs> ăsta. M-am obișnuit, da. Adevărul e că Lili, Mimi, <laughs> da, da, nu e nu o mare schimbare. o mare diferență, da, da, da. Nu e o mare schimbare. Și l-ați da. primit bine asta? Da, da, Nu simțiți așa că... Mi-a plăcut uh, foarte tare uh, 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 pentru soțul meu, să-i zică tătuțul, okay. uh, am, uh, am vizitat toată o familie dragă, uh, familia Cristescu și -am, am auzit pe nepoțelele lui cum strigau tătuțul. Mi s-a părut atât de frumos. M-a topit. Și am zis, nu știu cum o să-mi spună mie nepoții. Dar, lui Gabi o să-i spune totuțul Și s-a da, devenit da, 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 Asta da, da, da. da, 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 am ales eu. Și cumva, prin repetare, probabil că a intrat cumva da, în da, vocabularul da, lor. Da, da. Ce frumos. Gătește cu mimi, ați ales să puneți titlul cărții dumneavoastră, care a, a ieșit când? Um... Face doi ani. Face acum. doi ani deja. Da. Și aici aveți dumneavoastră rețete vegane, gustoase și sănătoase. Da, este uh, o carte pe care am scos-o după ce am hotărât eu... Uh, să schimb totul și când s-a schimbat Cel mai mult la noi, când a rămas Adina însărcinată okay. uh, Ne-am gândit că trebuie să fie Să faceți o schimbare și în dietă Da, da, să facem mai mult decât am făcut până atunci Și atunci am început eu Să studiez mai mult uh, subiectul ăsta Am uh, Am făcut școală și de bucătar și de nutriționist Și am citit Tot ce s-a putut citi uh, Am experimentat mai mult în bucătărie Și am făcut o carte Care arată foarte bine da, care cred eu că poate să fie așa un, uh, un loc de pornire pentru a găti în bucătărie. De ce? Pentru că sunt niște rețete de bază okay, asta de la să vă care întreb. poți să, să le transformi după bunul plac. Uh, adică le poți cumva și adapta în funcție exact, de gustul tău. În funcție de gust în, de gust, în funcție de toleranțe și okay. intoleranțe și așa mai departe dar sunt bazele bucătăriei vegetariene, în sensul că vorbesc despre legume și leguminoase, mă, care n-ar trebui să lipsească celor care sunt... Linte, soia, tofu, mă rog, așa cum v-ați da, spus dumneavoastră da, da. aici, da. năut ce se poate face din fiecare aliment din ăsta, exact. nu cum da, să-l combini, Mază, da, mazăre, da. Vânătă, roșie, dovleac, foarte bine structurat. Cât timp vă luați să... Uh, se cred că sunt rețetele pe care dumneavoastră le-ați încercat, nu? Da, da, toate le-am încercat. Acum, <coughs> Nu mi-a mi luat mult să o scriu, pentru că erau, erau toate. Deja. Erau. Acum lucrez la una de desert și pâine. Oh, abia așteptam să vedem. Deja le am și pe astea în minte, numai că n-am avut timp fizic să. Cum adică să scriu? La desert, înțeleg, dar la pâine? Sunt mai multe rețete de pâine? Da. Da? Da. Practic, noi mâncăm o pâine necomestibilă. Asta din comerț? Exact. oh Da. E o pâine care n-ar trebui să o mâncăm. Și Dar de ce spuneți asta? Nu sunt foarte multe informații legate de pâine. În primul rând că pâinea e făcută din făină albă, care n are nicio proprietate nutritivă. Are o grămadă de Dar le dăm copilor. substanțe adăugate. Da, n-ar trebui. Ar trebui să facem o schimbare. Cel puțin pâinea ar trebui să fie un aliment de bază. Vedeți că au început intoleranțele astea la gluten. Din ce, în ce mai multe? Foarte multe, da. Pentru că se mănâncă foarte mult pe bază de făină albă. Patiserie, paste, pizza, pâine, totul e făină albă. Fără nicio. Pro Procesată? Portă. Da, și fără nicio proprietate Nutritiv. nutritivă. Absolut deloc. Nu, nu face decât să ne umfle. Și nu dumneavoastră veniți o... cu uh, propunerea unor rețete de pâine sănătoase? Da, da, da. Pâinea, în primul rând, ar trebui să. Ia are niște proprietăți. Uh, nu trebuie să fie niciun pic de gust de acru. Uh, trebuie să fie întotdeauna făină diversificat, nu numai din făină de grâu, trebuie să folosim și ori și ovăz și uh, alte lucruri. Uh, bineînțeles că ar trebui făcut acasă, ca să nu conțină atâți aditivi uh -huh. și... Euri uri și alte da, din să da, cum da. se numesc ele. Și nu e greu. Nu e, nu e greu? greu? Trebuie nu, mașină nu. de pâine sau no, poate fi și la cuptor nu. făcută? La cuptor. Da? Abia aștept. Abia da. aștept să, să iasă și cartea respectivă și poate venim aici să povestim un pic despre ce înseamnă nutriție, să dăm mai mult timp doar mai pentru asta. Care uh, este? Eu Vă rog. Nu mă, Eu nu mă declar... Uh, specialist în nutriție, că uneori parcă mă și sperie chestia asta, s au umplut totul de nutriționiști uh -huh. și de sfaturi și sfaturi și fiecare vorbește diferit. De nu -și nu știi ce să crezi. Adevărat, uneori spui semnele de Dar eu recomand Cartea Dietă și Hrană, care, după părerea mea, este prima carte de nutriție scrisă cu 150 de ani în urmă. De Ellen White. De Ellen White, Care Spune despre simplitatea care a trebuit să existe în mâncare, în alimentație. Și sunt acolo niște lucruri de bază. Pentru mine, vă zic, este etalonul meu, unitatea mea de măsură. Deci dacă citesc ceva, mă duc și mă uit un pic și în Dietă și Hrană să văd ce scrie legat de subiectul ăla. Uh, și mai sunt, uh, mai este dr. George Pamplona care a scris o grămadă de cărți e nutriționist, așa, are niște cărți foarte bune și cred că putem găsi informații. Informații, da, utile. Care este rețeta de aici din carte pe care recomandați dumneavoastră să o gătească o mamă de copii, nu știu, mici, să zicem, până în 5-6 ani? Păi, uh, sunt foarte bune și hrănitoare supele cremă. Da. Sunt foarte multe paste și pateuri tartinabile care se fac extraordinar de ușor. Uh, o să vedeți că sunt rețete cu 3-4 ingrediente, adică nu... E ceva complicat. Nu, nu, nu. Unde să mă duc este... eu? Ziceți-mi una din asta. Păi nu știu, așa că... Or, or, nu, duceți să la o secțiune, la așa. oricare, linte, năut, oriunde la... și găsiți acolo. La orez cu linte. Nu, asta e da. ceva da. mai complicat. Pe ce la linte? La linte. Așa. Ia să vedem. Pe Salată să vedem? de linte, mâncare de linte Puteți, cu ceapă. Mâncarea asta de linte da. are decât linte, ceapă verde și ceva condimente. Deci mâncare ceva. de linte cu ceapă verde, 500 de grame de linte verde, 4 legături de ceapă verde, o legătură de pătrunjel, sare, curry, pudră de ghimbir, 2 căței de usturoi și 200 de grame de pastă de roșii cu ardei. Atât. Okay, și aici, noastră, spuneți cum ar trebui să da, se prepare da, asta. da, da. Okay, se mai, um, dar um, se, um, sunt despre foarte despre. simple foarte simple și foarte ușoare am mai lăsat, uitați, de exemplu aici da? vă rog. este un loc unde este pateul de linte da. uitați, am pus câteva ingrediente dar tu îl faci cum îți place, dacă ție nu ți place ceapa poate pui ardei sau poate pui și scrie tu ta. rețeta ta da, a, exact foarte cum place foarte Ah, a, pe și scrie aici rețeta mea, foarte da, interesant da, da, adică, de asta spun că e bază, pentru că de la asta pornești, dar tu poți să faci zeci de Combina de combinații. de combinații, după cum îți plac și cum le tolerezi salată de vinete cu linte orez cu linte bun, spuneți-mi pentru copiii mai mari dacă de exemplu ai o mamă, ești o mamă de copii nu știu, peste, uh, în jur de 10 ani Să... cam o rețetă care credeți că este destul de bine primită de copii de vârsta uh, asta ei mănâncă, că vorbeam de paste și pateuri ei mănâncă foarte bine asta uh, de exemplu este un pateu din fasole da fasole cu ceapă și cu sare și puțin ulei. Poate să-și facă singur S copilul la casă. Serios? Da. da. Oh, deja e la vârsta la care ar putea da, să se gătească. Da, să poate gătea pune să... robot și și-a făcut-o singur. E, e important sunt, în, în rețetele astea vegane, vegetariene, să ai robot? Poți să faci cu orice. Pot Dar să asta faci te ajută, cu un mixer nu? vertical. Uh -huh. Poți să faci cam cu orice. Da. Dar asta, nu auzeam de... Are acum un robot în bucătărie. Cât... E destul de comun, cumva. Dar ăsta, cum, cum se cheamă, termomix, așa, ăsta ajută? E cam cel mai bun aparat mai bun. de bucătărie. Trebuie de... să fim sinceri da, la capitolul ăsta. Da, da, da. Că... da. da -am Bine, auzit el are foarte multe, pentru, mai ales pentru familiile tinere, care nu au foarte mult timp, acolo pot programa și li se face rețeta. Da. <sus> e un aparat bun și e foarte puternic. Eu folosesc în bucătărie... Uh, fără mă tot, doar pietre, nu? Și pot să faci. Totul de paste, pateuri, uh, pot să faci, știu eu, și desert uh, foarte ușor în el, cu tot felul de semințe, de nuci de. Uh, dumneavoastră, care este din postura de bunică, vă întreb? Care este cea mai uh, dragă uh, rețetă pe care ați scris-o aici? Copiii mei mănâncă foarte bine ciorbiță de linte. Ciorbă de linte? Okay. Mm -hmm. da, da, le place. Cel puțin Miriam a fost. Uh, e chiar prima. Ah, de asta ați ales-o. Miriam a fost, da, da, da. Ea a fost mereu fan ciorbă de linte. Asta da, este, da. da. Zicea așa, 500 de grame. Dumneavoastră când faceți asta, pentru câte porții sau cum este? Păi aici, Rețeta asta. aici este o oală cam la 8 litri, ca la litră, 8, litri. Okay. Da. Deci 500 de grame de linte roșie, 200 de grame de morcov, 300 de grame de ceapă, 100 de grame de țelină, un ardei roșu, un ardei verde, un litru de suc de roșii, 300 de grame de roșii, cuburi, sarele, uștean, pătrunjel, 2-3 linguri de ulei și aici dumneavoastră dați indicațiile cum să fie da, da, asta. da. Îmi promitesc că Dar v -am v -am să Dar am zis mă că în funcție da. de gust, că na. Nu mănâncă toată lumea. Poate unul nu iubește țării, în altul nu. Adevărat. Și schimbăm lucruri. Ca, ca să dau unde verde, trebuie să mănânc și eu. Trebuie. <laughs> Vă invităm o dată la masă. Este, este foarte interesantă uh, cartea și mai mult decât atât este foarte practică și foarte pe, uh, la îndemână pentru noi cei care dorim cu adevărat să facem niște schimbări în viață și să în, în, în dieta noastră și să fim mai, mai sănătoși pentru că până la urmă trupul și, nostru este templul Duhului da, Sfânt și ar trebui și să... este foarte, foarte gustoasă mâncarea vegetariană. de deci, se poate Când și... Nu se compară cu mâncarea de carne dacă o gătești simplu și diversificat. Cam câte ore petreceți noastră în bucătărie? Depinde ce vreau să fac. Nu, nu, pentru acasă vorbesc, <laughs> nu pentru un profesional. Eu acum, nu știu, cred că sunt, că fetele mele se mire când fac. Mă duc la Adina în vizită și în timp ce stau cu ea de vorbă, îi fac ciorbă, felul 1, felul 2 și desert. Sau, nu știu. Nu, deci v pentru mine este ceva care... E, e din dumneavoastră. Da, da, da. Ce vă place să gătiți mai mult? Fel principal sau desert? Orice. Sau? orice. Da? Orice. Ce e bun ca desert? Ce faceți bun, așa? Uh, noi mâncăm acum de ceva vreme. O să scriu acum în carte niște vafe. Uh, mâncam o văz dimineața și am să mai schimbăm. Și acum fac din nou cu o și cu nucă de cocos sau cu măr sau cu banană, cu ce vrei. O uh, două mere, uh, să zic 300 de 2 300 de grame de o uh, puțină apă minerală, un pic de scorțișoară și fac în aparatul de vafe. Și mâncăm cu. Ceva. Foarte tare. Sau, na, mă rog, de, îmi promiteți un lucru. Data viitoare când veniți la Autentic, facem aici o rețetă? Facem. Facem? facem. Da? Venim da. cu tot ce trebuie pentru asta? Da. De unde putem lua cartea asta? Cartea este dată către editura Viață și Sănătate. E o drept de autor acum. Am dat-o către ei. Și poate și fi găsită la prietenii noștri da. pe editura Viață și Sănătate. Orice librărie la scriptura și în edit la editură. Foarte fain. Uh, Vă amintiți care este prețul? În jur de 40. În jur de 40, deci, de, 40 exact. de lei. Da, merită, este o investiție așa pe termen lung. Da. Noi avem o rubrică, Da sau Nu se numește, aici la Autentic uh, și stăm cumva de vorbă cu cel care are mai multă experiență într-un anumit domeniu decât noi și vrem să învățăm lucruri. Așa că prima mea întrebare la rubrica asta sună în felul următor. Ar trebui să mâncăm proteine la fiecare masă? Depinde, depinde ce înseamnă pentru noi proteine. Ideal este să avem diversificare cât mai mare. Adică nici o masă nu ar trebui să fie săracă. Să mâncăm numai... Vedeți că oamenii țin tot felul de diete, tot felul de cure. E, e foarte greșit Organismul nostru trebuie să-și ia toți nutrienții necesari, așa că să încercăm ca fiecare masă să aibă cât proprietățile nutritive de care are nevoie. La fiecare, masă de dimineață să fie o masă bună și bogată, cerealele sunt foarte bune cerealele de bună calitate să ținem cont de asta Trebuie că să specificăm, foarte altfel, multă lume sunt a început procesate. pe cereale și atunci mănâncă cereale care sunt pline de zahăr și de coloranți și ce ar fi, nimic. ați zis noastră la un moment dat despre ovăz ovăz, terciul de ovăz okay. este foarte bun și, și la gust și poate fi bunătățit cu tot felul de nuci cu fructe uscate, cu Semințe. mere coapte cu... Uh -huh. da ăsta ar fi o, o rețetă bună de mic dejun da, sănătoasă da, da, da. Uh, la prânz uh, haideți să luăm așa o zi deci asta ar trebui, ar fi... așa, prânzul ar trebui să fie un fel principal un fel principal care să conțină leguminoase legume uh, o salată bună și aș recomanda seara o supă adică seara, pentru mine care nu... să fie ultima o oră la care să mănânci o masă Depinde la ce oră începem mesele Pentru că trebuie să fie cel puțin 5 ore Între ele mese. Okay. Uh, Pentru persoanele care sunt de vârsta mea Le-aș recomanda să mănânce de două ori pe zi Că e suficient okay. Acum depinde unde sunt copii mici Unde se pune masă dimineață, prânz și seară să, să fie un echilibru Între ele și masa de seară Să fie cea mai săracă uh, Adică de asta spun că seara merge o salată O salată merge o budincă Merge o supă cum vedeți dumneavoastră combinația asta între uh, fructe și legume? De evitat sau uh, nu neapărat? Da, nu cred că ar trebui să le mâncăm împreună. Uh, fructele merg bine prima, la masa de mic dejun, unde În prima mâncăm cereale și asta. Uh, merg la gustări. Da, și la mese merg legumele la masă principală, unde e un meniu principal cu o salată, merge foarte bine. După aia nu prea are sens un fruct. Uh, dulcele înainte de masă sau după? L-aș recomanda înainte de masă, dar în mod special la masa de dimineață sau deloc. Sau deloc? <laughs> Bine, poate fi un dulce bun un dulce bun care să nu conțină zahăr, care să fie făcut în casă. Păi cum să nu conțină sau, zahăr? Păi da, există alte moduri de a îndulci cu, știu fructe, curmale, cu, cu cu... te-am zis în același Da, putem face un dulci cu miere unele sau o, cel puțin zahărul brut. Da. Ar putea fi o variantă. Ar fi o variantă. O să povestim despre asta la un moment dat. A fi mamă înseamnă a ierta orice? Da, o mamă iartă orice. Orice, orice Iartă, iartă, da Dar Se consumă pentru orice Și suferă foarte mult Dar nu cred că există ceva Care să o facă pe o mamă să nu-și ierte copilul Nu știu Am cunoscut o, o femeie La noi în biserică Care a avut un băiat alcolic Și chiar abuziv o și bătea Și a rămas lângă el Și l-a ajutat până a murit Acolo mi s-a părut un sacrificiu inutil pentru că el deja era într-o... Dar ca mamă am înțeles-o. Nu știu dacă poți ca mamă să te detașezi de copilul tău. A fost... Uh, apropo, acum mi-am aminte iar de ceva. Uh, Dani trebuia să spele copiii într-o seară. Era sarcina lui. <laughs> Și m-am dus la ei când Andra încerca să-i usuce părul Anastasiei. Tot uh, și zice, iubire, ta tu i-ai spălat bine părul? <laughs> da. I-ai pus balsam, i pus... Nu i-am pus balsam. <laughs> Era spum acolo, nu știu ce a spus și eu, fără să-mi dau seama, zic, că cred că a zis că e suficient, da? M-am oprit, dar el a început să râdă și el și Andra și Andra. Zice, vezi, iubire? ce a făcut exact cum faci tu cu, cu Luis. <laughs> Da. asta e mama. Adică, sunt lucruri care le realizezi, dar așa acționezi. Așa acționezi. Da. Spuneți-mi ultima întrebare de la rubrica asta. Un copil trebuie să mănânce totul din farfurie? Nu. Nu mai cât. Da, există o obsesie asta, așa. Mănâncă da, tot, e doar o obsesie tot. și îmbolnăvești copii inutil. Copilul nu moare de foame. Nu o să fie niciun copil care să moară de foame. Trebuie stabilite niște reguli. Copilul trebuie să știe că unele lucruri îi fac rău dacă le mănâncă. Ar trebui respectate niște ore de masă. Copiii noștri mănâncă între mese foarte mult fructe. Cel puțin Anastasia este. E nebunită după da, fructe? Mănâncă continuu fructe. Dar nu. Nu. Dacă nu e foame, lasă-l. Mănâncă când e să-i fie. <girip> Cere el, nu? Da, sigur. <girip> Vă întreb, ce înseamnă pentru dumneavoastră a fi fericit? fericit este să-i simți pe ceilalți de lângă tine fericiți. Eu cred că doar atunci poți fi fericit. Cum arată Dumnezeul dumneavoastră? Este un, este un izvor de dragoste, este ceva ce eu încă nu înțeleg. Încă vreau să descopăr mai mult. Dacă, stai, dacă ar stai aici în fața dumneavoastră? exercițiu de imaginație, ce l-ați întreba? Nu știu ce l-aș întreba. Aș spune doar mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Cum faceți dumneavoastră să vă păstrați zâmbetul pe buze? Cred că pacea pe care mi-o pune Dumnezeu în suflet. Nu aveți probleme? Toată lumea are. Toată lumea, dar nu fac griji pentru ele. Pot să spun că n-am temeri. Dacă am, dacă am temeri, sau dacă sunt lucruri care, pentru care mă rog foarte tare, este ca copiii mei să nu fie otrăviți și nepoții mei de societatea asta și de lucrurile care se întâmplă în ea și de pericolele astea care sunt. Uh, și mă rog, continuu să simtă dragostea lui Dumnezeu în inima lor pentru că este singurul lucru care îți dă pace totală. Prezența lui Dumnezeu. Exact. Și te simți și puternic. Atunci când știi că Dumnezeu e cu tine, te simți puternic, dar nu că e puterea ta. Simți că e o putere care te protejează. Ați vorbit atât de frumos despre Dumnezeu și l-am adus pe Dumnezeu în discuția noastră de la început până în momentul ăsta. Este timpul să îl lăsăm și pe el să vorbească. Noi avem o scrisoare pe care El ne-a adresat-o tuturor. Sunt anumite cuvinte care rezonează cumva cu sufletul fiecăruia dintre noi și în ocazia asta am să vă dau scrisoarea aceasta, Biblia. Și am să vă rog să ne citiți care este pasajul așa de suflet pentru dumneavoastră cu care simțiți că, că Dumnezeu v-a adus mai aproape de, de cuvânt. Când -am, am hotărât eu să să vin în Biserica Adventistă. La sfârșit de an, am luat o făgăduință. Și făgăduința mea a fost: Isaia 42 cu 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii Lumina Neamurilor. Știu că aceste cuvinte nu -mi sunt adresate mie, dar chemarea cu care începe textul ăsta, am simțit-o toată viața mea. Și responsabilitatea de a îl prezenta frumos pe Dumnezeu oamenilor. De fiecare dată când am greșit, mi-a părut rău și mi-a fost rușine de Dumnezeu. Și am plâns. Am greșit mult. Pentru că, nu știu, drumul ăsta pe care mergem te împiedici de multe ori și Acum când spun că am greșit, nu spun că știu eu, am făcut ceva care a cutremurat pământul. Am spus poate o vorbă sau am făcut un gest care nu trebuia la un moment dat, dar mi-a părut rău întotdeauna. Și m-au urmărit aceste cuvinte și am înțeles că Dumnezeu mă cheamă uh, nu pentru că sunt eu cineva, ci pentru că mă iubește așa cum sunt și am o responsabilitate. Legată de asta. Este cineva, apropo de ce spuneați dumneavoastră, legat de greșeli? Este cineva față de care ați greșit și nu ați reușit să-i cereți iertare? Nu mi-amintesc acum. Care ar fi? Întotdeauna am avut grijă să-mi cer iertare când am greșit. Uf, ați verbalizat asta? Da, da, da. Ați avut curajul da, să da, faceți da, lucrul ăsta? Da. Nu pot. Uh, Probabil și pentru că așa am înțeles de la Dumnezeu Nu pot, mă, mă, mă apasă de tare până când nu se rezolvă problema Nu pot să nu, să nu fac nimic Adică simt nevoia să fac asta ca să am eu liniște De fapt este despre noi curajul de a cere iertare da, Sau da, da, fapta da. asta Dar ne face bine Asta zic, este despre bine. noi cei care exact. greșim Nu este despre cel față de care am greșit. Că uneori așa avem impresia, că ne umilim noi, că... Da. Dar de fapt este despre noi. Beneficiul cel mai mare nu este pentru el, ci este pentru noi. Exact. exact. Am uh, câteva teste la finalul podcastului. <coughs> ne apropiem de final. Uh, testul de autenticitate sună așa. Prima întrebare de aici. Care este cartea din care ați învățat să fiți autentică? Biblia. Cu ce defect personal vă luptați cel mai des pentru a rămâne autentică? Eu sunt un om al momentului. Adică întotdeauna acționez imediat când, când e o situație. Și uneori când te grăbești poți să iei decizii pripite și încerc întotdeauna să, să stăpânesc prima pornire, să îmi dau un timp de rugăciune ca să știu dacă acționez corect. Care este cea mai autentică lecție pe care ați învățat-o din postura de mamă? Cea mai autentică lecție. Faptul că copiii te copiază și responsabilitatea ta față de ei este. Imensă. Este un citat care la care m-am gândit mereu, cred că din Căminul Advent: Că nicio regină în regatul ei mm -hmm. nu are un rol mai important decât, decât mama. mama pentru copiii ei. Foarte adevărat. Mm -hmm. Care este locul fizic în care vă întâlniți în mod autentic cu Dumnezeu? În camera mea, la locul meu de studiu. Și ultima întrebare, catalogată de unii foarte. Grea, dintre cei care au stat aici pe scaunul pe care sunteți așezată dumneavoastră acum, care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată în viață? În afară de Iisus Hristos? În afară de Domnul Iisus, sigur. <laughs> Că l-aveam deja. <laughs> Era pregătit <laughs> um, răspunsul. Sunt mulți oameni frumoși pe care i-am întâlnit, foarte mulți. Uh, sunt oameni de la care eu am învățat lecții. Uh, am vorbit acum de Cristi Modană. Um, învăț foarte multe de, de la pastorul Lucian Cristescu um, am o prietenă pe care o am de 30 de ani de, care, de la care învăț lucruri îi spuneți-i mă, mărioara mărioara, mă bucur tare de, mult am foarte multe persoane dragi uh, parcă îmi pare rău că nu pot să spun despre toate, dar sunt foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit și pe care îi admir cu toată inima mea Vă rog să completați fraza Cel mai mare defect al meu este? Că mă grăbesc uneori Detest cel mai mult? Ipocrizia Cartea cu excepția Bibliei pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață are titlul? Viața lui Hristos Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Mulțumesc Primul gest pe care îl fac dimineața este? Să mă așez în genunchi am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns Iochiebed, mama lui Moise sau Ana, mama lui Samuel Le admir la fel de mult <laughs> Da Una dintre ele? Cred că Iochiebed B12 zice, din pastile sau din alimente? Alimente Pâine albă sau neagră? Neagră Bunică îngăduitoare sau mamă exigentă? Bunică îngăduitoare <laughs> Insistentă sau discretă? Discretă. Curățenie impecabilă sau casa e locul perfect de joacă? Casa e locul perfect de joacă. După ce ați greșit, vă scuzați imediat sau mai târziu? Imediat. Zahăr sau miere? Miere. Rugăciune pe genunchi sau în picioare? Pe genunchi. Seara în bucătărie gătind sau în sufragerie cu nepoții? <laughs> vă mulțumesc tare tare mult Mi-ați făcut mare bine În ocazia asta Eu mi-am terminat întrebările Dar nu s-a terminat și podcastul Pentru că am o întrebare surpriză O întrebare care se găsește De fapt printre multe altele Aici în bolul acesta Sunt întrebări scrise de cei care au stat Pe scaunul autentic până acum Așa că am să vă rog și pe dumneavoastră Să extrageți o întrebare de aici pentru că cu siguranță vi se adresează. Am să vă rog să o citiți cu voce tare. Ce ai face atent când simți că Dumnezeu nu este lângă tine? Ce te face, A, atent, ce cred. Te face atent? Păi, eu cred că Dumnezeu e întotdeauna lângă mine. Probabil că eu nu sunt lângă El. Mm. A, eu nu-mi imaginez că Dumnezeu nu este lângă mine vreodată. Ci în momentele când, dacă simți că Dumnezeu nu e lângă tine, înseamnă că tu nu ești lângă El, înseamnă că e o problemă. Și atunci, un moment de pocăință. Adâncă, ai nevoie de asta. Adâncă, ne? da. De cercetare. Uh, vă rog să o puneți la, la loc întrebarea este momentul să scrieți și dumneavoastră una. Acesta este pixul care vă va rămâne, este cadoul pe care Mulțumesc, vi l ofer în mult. ocazia asta. Este un pix autentic, marca pentru faptul că dumneavoastră ați fost aici la noi. Mulțumesc. Am să vă ofer și acest bilețel, să scrieți dumneavoastră o întrebare pe care apoi să împăturiți, bilețelul să-l împăturiți și să-l puneți în bol. Ați reușit să scrieți, perfect. Ați și semnat cumva? V-ați semnat? Vă rog, A cred că asta este. Vă rog să puneți și semnătura dumneavoastră acolo să rămână ceva și de la dumneavoastră da, de pentru da, noi da. aici. Da. Am uitat că era la semnătură pe bine. Da. Pe e ok. Uh, noi avem niște prieteni, aceiași prieteni care au scos și cartea dumneavoastră cele de da. viață și sănătate. Uh, cu permisiunea dumneavoastră, în ocazia asta, am să fac puțin diferit lucrurile. N-am să vă ofer dumneavoastră un cadou. Ci am să ofer nepoților dumneavoastră cu un cadou. Pentru deci, cei mai mari am câte o carte de la Editura Viață și Sănătate. Da? Sunt cărți pentru ei, nu știu dacă le au, poate că nu le au, mă gândesc că s-ar putea să nu le aibă, da. poate. Da. poate. Da. Uh, știți dumneavoastră cum să le împărțiți mai da. bine. Da. Uh, prima dintre ele se numește Școala incendiată de două ori. O, interes o poveste interesantă cred, uh, o dispariție misterioasă și nu în ultimul rând promisiunea povestei animoasei Jesse Harris, uh, acestea sunt pentru ei și aveți 5-6 nepoți, da? mai avem, noi mai avem niște prieteni uh, de la biblefile.com și am niște puzzle-uri pentru nu știu dacă le au sau nu dacă au puzzle-urile nepoții Știți nu ceva? Știu nu le știți dacă le-au, le -au, dar un cadou oricând este binevenit, pot să facă anumite concursuri cu puzzle astea. Mi-au zis uh, uh, familia Preda, cei care creează puzzle mi-au zis că se fac concursuri care reușește să termine mai repede da, puzzle da, da. pe care le-au. Eu am să vă ofer uh, trei da, mulțumesc și pentru cel mic ce va urma mare. să vină. Așa că le oferiți dumneavoastră, cum știți mulțumesc mai bine, mulțumesc. să plecați de la noi cu desaga plină. Vă mulțumesc mult! Apreciez din toată inima că ați fost aici cu noi, efectiv am trecut așa din mai, prin mai multe stări, de la bine, așa de relaxare până la momentele de uh, emoție completă și mai am ceva pentru dumneavoastră, vă spuneam că eu nu mai am pe mama de din 2013, sunt 11 ani Uh, am murit așa, rapid, subit. Uh, trebuie să vă mai spun un lucru, Deși suntem cumva la finalul podcastului. Uh, uh, N-am participat la programe de mamă foarte mult timp. Găseam diferite motive, indiferent că aveau loc în biserica pe care o păstoream, pentru că nu, nu mă puteam împăca cu asta. Mi-a făcut foarte bine discuția cu dumneavoastră și cred că va face foarte bine pentru mai mult Și, efectiv, stând așa în fața mea, înainte să plecați, Uh, m-am tot gândit cum să fac ca momentul ăsta să fie o oarecare recunoaștere uh, ca și cum am primit vizita mamei mele sau am stat de vorbă cu ea. Așa că am să vă dau ceva ce este de suflet uh, pe care soția mea a pregătit-o special pentru locul, momentul ăsta. Uh, și pe care mi-a zis să o iau și să să vă ofer așa ca și cum aș oferi eu uh, mamei mele în ocazia asta este o broșă, ea le creează de mână uh, și vă ofer așa cu tot sufletul, este cumva podcastul de împăcare a, a mea cu, cu mine însumi în raport cu ceea ce înseamnă cuvântul mamă vă ofer așa cu, cu toată inima Mulțumesc tare tare mult, sunt, sunt onorată și... Simt, <laughs> simt, da. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă bucurați de familie, mulțumesc tare mult de familia să... dumneavoastră bogată și dincolo de momentul de fericire de pe pământul ăsta, să vă bucurați de veșnicie. Mulțumesc tare mult. Vă doresc același lucru și cât mai mulți oameni să fie încurajați prin ceea ce faceți. Așa se dea Dumnezeu, asta este dorința noastră, să nu ne mărim noi, și să iasă în evidență bunul nostru Dumnezeu pentru exact. timpul ăsta pe care îl mai avem la dispoziție. Mult, puțin, nu știm ce va urma. El așează totul în viața noastră Foarte adevărat. și așează minunat. Uh, uneori suntem copleșiți uh, de atenția lui și de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Dar... Trebuie să avem noi ochii deschiși exact. <laughs> să vedem. Vă mulțumesc mult! Vă Apreciez din toată inima și pe voi, cei care ați fost aici, o ediție Specială o ediție cadou pentru uh, mamele din viața noastră, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să le prețuim să le prețuim uh, atâta timp cât încă le mai avem printre noi și dacă nu mai sunt să ducem cu noi uh, ceea ce am primit de la ele sub o formă sau alta. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Nu uitați că ne face mare bine să ne spuneți opinia pe care o aveți față de ceea ce realizăm noi aici la podcast. Abia aștept să citesc comentariile pe care le veți scrie față de episodul acesta și mai mult decât orice sper din toată inima ca să aveți curajul și îndemnul să distribuiți podcastul nostru prietenilor dumneavoastră, dragi, de ce nu, mamelor dumneavoastră, acelora care v-au făcut viața întotdeauna mai frumoasă. Până data viitoare, trăiți-vă în mod autentic sentimentele și relațiile de familie. Dacă ți-a plăcut ce facem noi aici la Authentic, sunt convins că vei lăsa un comentariu, vei da un like, te vei abona la canalul nostru, apăsând inclusiv pe clopoțel. Sper să ne revedem în curând. Nu uita să fii autentic!